Bună seara, boys! Bună seara la toată lumea! Bă, cred că am microfonul dat tare. M-am jucat aseară un meci de CSGO. Da, era la 100%, l-am dat eu mai încet. Ce faceți, mă, nebunilor? Ce faceți, bă, nebunilor? Hai să facem puțină lumină, boys! Hai să facem puțină lumină, boys, ca să nu intrăm într-o stare de asta de somnolență. Bună seara la toată brigada asta de nebuni. Ce faceți? Uite, stăm. Cum stați? Uite așa. Vreți să auziți gluma serii? Vreți să auziți gluma serii? I-a sunat mai devreme alarma lui Georgiana pe telefon că și ia niște pastile, a răcit și își pune alarma când se sune să nu uite, știi? Și acum eram pe hol, mă pregăteam să vină sfragere să intru pe live și se auzea alarma, suna, știi? La care mă strigă. Nu mai știu cum a strigat. Iubire, stau mai mult. Că e timpul, îmi zice. Că suna alarma, știi? Suna alarma în continuu și face, ci că iubire, e timpul. Îmi zice. Și auzeam alarma cum sună, m-am panicat, știi? N-am prins-o, știi? Zic, cum? Ce? Și cum ai că e ce? E timpul să ce zic eu? E timpul să mi-l sugi. This man! Doamne, mâncați, nu se poate. M-am halit-o ca pelicane. Salutare, băieți. Ia zis, Mirsuge, ia zis. Salut, Radule. Ia zis. A făcut și ea că mă aude pe mine prin casă. Gata, boys. Salutare, boys. Bună seara. Bine v-am regăsit pe un nou live stream. Facem ASMR misluși. Mamă, fiți atenți, recunoașteți sunetul ăsta? Bă, sper să nu se vadă. Bă, recunoașteți sunetul ăsta? Fiți atenți aici, dacă recunoașteți sunetul ăsta. Fiți atenți, sunt aici, nu plec. Recunoașteți sunetul ăsta? A, dar nu mai captează microfonul. Victorie. Păi nu mai înțeleg, Adriane, cu mama soacră. Te pup, Dexter. Nu mai înțeleg cu mama soacră, îmi face predici în continuu, că domne, că o să mor, că nu știu ce, că nu mai bea, că uite, știu eu pe cineva care a murit la 30 de ani, că... Îmi face predici în continuu și m-a făcut de gen, nu mai beau de vreo lună, dar astăzi, am închis ochii și am zis, Glovo, tu Battle of Cola... 0.5? No. 2 liters. Let's go! Părere rune? Acum mă uit, stați așa. Că n-am de deschis, acum mă uit. Opre, ai postat pe Discord, să oprești tu și să postezi pe anunțuri. Ia să vedem. Uai, runii.
Mamă, 4 cu 4, high medium. 4 cu 4, high medium. Uite stamina și strength ce are cardul ăsta. FL. Mamă, ăsta face cu tavernier. Mamă, ăsta o fi mai bun ca... Ia. A, nu face, mă? Dar unde joacă ăsta, om, nene? Ăsta joacă în Scoția, mă. Nu face. Ei, am încercat-o la mișto, oricum nu-l făceam, dacă ai idee. Are 99 composure. Imediat ne uităm. Stați să fac postarea. Stați să fac postarea, boys. Postarea pentru review-uri pe canalul de comunitate. O secundă. Gata, boys, am postat. This is the... Băi, pe Rashford ăla cred că o să-l schimb cât de curând, nu? Cam astea ar fi singurele posturi la echipă. Mi-ar mai trebui un RB și un CAM. Și nu mă refer că nu-i bun Rashford, dar îmi trebuie ceva mai mobil. Dacă îmi place Rooney, îmi place. Uite, are Composure 99. Evident că joci cu Engine, nici nu se pune problema de alt chemistry style. Îl joci cu Engine și... Cât de cât acolo, cred că se simte ok. E puternic, e bătăios, are animație de stocky, adică e gen buturug așa. Shoot-ul bombă. Da, na. Mai stai în Constanța? Da, brother, unde se stau? Salut la toți de pe cea, boys. Nu uitați, apăsați și voi pe butonul ăla de like, să faceți și noi 100 de like-uri, băieți. Să urce puțin live-uri recomandate. Cupa e la ora 9 fix. La 9 fix e cupa. Shadow ca și CM? Bine și Shadow, da? Bine și Shadow ca și CM. Nu-i rău. Bine și Shadow ca și CM. Nu m-am gândit asta, dar am 4-1-2-1-2. Stai să-mi dau telefonul pe silent. A, uite, un coleg de-al meu de liceu. Ești pe live, picule? Mă auzi? Stai că-i dau vocal. Nu știu dacă ești pe live, dar dacă nu ești, intră acum și uite-te în descrierea live-ului, cu ai în descriere, undeva jos de tot, camera. Mi-a dat mesajul un... A, uite, tu ești Andrei K92, tu ești, nu? Da, gata, gata. E un prieten de-al meu din cartier și fost coleg de general, mă știu cu el gen de o viață. M-a întrebat ce camera am. E pupiciule. E în descriere, bănuiesc că ai găsit, nu? Uite, stai că ți-arăt eu. Uite... Aici. Este un Sony A6000, problema este că dacă îți cumperi această cameră, nu o să se vadă cum se vede la mine, pentru că nu am obiectivul stock. Obiectivul stock e puțin semi-panoramă și am un obiectiv de 35 de mm cu aperture ăla, nu știu cum se pronunță, de f1.8 și ăla e mai scump decât camera în sine. Da, asta ca o paranteză. Ne-am înscris la cupă, să știți. La ora 9 e, ia să vedem la postări. Așteptăm băieții cu totiurile, așteptăm băieții să posteze cu totiurile. Ia să vedem, Andrei Codreanu.
Primul 11, 3 doubles, subsurile anteriorul 4-4-2 cu Mbappe și Pele în bandă. Pele în bandă, ia să vedem. Se merită schimba Bruno sau Van Dijk cu Vieira Prime? Parcă prea multe goluri îmi iau la pasele cu triunghi. Dar alea n-au... Alea nu treabă cu Bruno. Parcă prea multe goluri îmi iau la pasele cu triunghi sau prin bridge. Bă, la bridge nu-ți mai face probleme, că o să se facă update și o să fie nerfuit. Și doar Maldini reacționează cum trebuie, deși jocul de la 4 balance balance. Se mai aude. Se mai aude și anul ăsta Vieira este peste Gullit. Bă, eu i-am avut pe amândoi. Nu neapărat că Vieira este peste Gullit, în schimb mai tare simți un joc când ai apărare solidă decât dacă ai un card care... De exemplu, Gullit este nota 9 pe atac, 8 pe defensivă. Pe când Vieira este nota 6 pe atac, dar 10 pe defensivă. Problema este că mai tare simți în momentul când nu iei goluri prostești și te ajută mai mult Vieira. Păi este, piciule, este foarte performantă camera. Pe mine m-a costat camera cu obiectivul și cu ce mai am eu, placa de captură pentru camera, undeva la 1000 de euro, vreo 40-50 de milioane m-a costat. E destul de performantă, nu știu de ce ai tu nevoie acum, dar e ok. Nu e cameră web, e aparat transformat în cameră web. Sau cum dracu se numeau astea, mă, aveau ele DH, DLCV, cum se numeau, mă, camerele astea? E DLC-ul, DH, aveau ele denumire, nu mai știu. Salut, Boboc! DSLR, mă, așa, mă, DSLR, futu irupții, mă, mersi, Ștefan Daniel, ex-membru. DSLR, da. Ia să-ți vedem echipa, brodere. Știu că este... Ai că nu te cred, coaie. Faci mișto? Ai ce? Toți din primul 11 sunt 3 double? Mă, să moară familia mea dacă am mai văzut așa ceva de cântăresc. Nu face mișto, bradere, eu glumesc. Eu glumesc ca să fie mai palpitant. Nu face mișto, îl cunosc de foarte mult timp, este membru de rang 2 pe canalul ăsta de foarte mult timp. Este echipa lui, vă pot și demonstra. Deci nu cred că Manu, care e pe live de atâta timp și îl și știe pe băiatul ăsta că m-a mai postat de atâtea ori, e echipa lui. Mamă, coaie, dar... Voi sunteți hater, mă, deci nu se poate. Cu voi le e frică la oameni să mai posteze. E echipa lui, mă, frate. Doar că am reacționat eu așa că e prea de tot gen. O, avem membru nou, te pup light, te pup brother, mersi din suflet pentru renew. Bă, am dat eu alertă din aia, dar n-a funcționat. Să mor aici dacă a funcționat. Mamă, am dat eu light alertă din aia, dar... Pai de capul meu, dacă mai funcționează alertele alea vreodată în viața lor. A, uite, s-a auzit acum. Acum s-a auzit. Ibrahimovic. S-a auzit, a? Da. Deci 4-4-2. Să știi că am avut aceeași problemă ca și tine, Andrei. Am avut la mijloc Bruno cu Gullit. Bine, Gullitul de 90. Și să știi că aveam mari probleme pe defensivă. Și ai să râzi, dar știi care e faza? Nu funcționează, sau cel puțin la mine n-a funcționat. Bruno cu Gullit. Nu funcționa.
Nu funcționa. Și de-aia tind să cred că Vieira își face treaba și îți recomand Vieira Prime, pentru că are defensiva mai mare și îl poți juca cu engine la mijloc. Eu aș vinde echipa și mi-aș cumpăra o casă. Bă, brotherilor, nu mai fiți nebuni, că cine are echipe de genul ăsta nu și-a vândut niciun rinichi. Ba, din contră, cine are echipe de genul ăsta e un semnal clar cum că nu și-a luat de la gură să... Te pup, Andy, și are și mașina, auzi. Ce cameră folosesc? Pe fa scrie semnul exclamării cameră. Ce are pe bancă? Ferdinand, Baby, Lam, Baby, Firmino, Nabri, Kaká de la SBC, Del Piero, Felix, Adama, Bamba, Alessandrini, Dybala, Shaqiro. Mama, are rezerve să mai facem cu o echipă din ele. Deci din ăștia mai facem cu o echipă, sunteți nebuni? Ești pe live cu noi, Andrei? Scrie și tu ceva pe chat să văd că ești cu noi pe live. Uite, 24... O puțin, dar după cum... Dar cum am schimbat înapoi pe PS4 și aveau... 24 cu 6. Trebuie doar să fii mai solid pe apărare ca să ajung chiar la 26 cum să... S-a atacut și poate să... Păi dacă ai avut multe meciuri câștigate cu 1-0, să știi că e o problemă. Dacă ai avut multe meciuri, te salut Andrei. Dacă ai avut multe goluri câștigate cu 1-0, e o problemă că... Știi care e faza? Nu prea mai poți să, oricât de bine te aperi, vei primi gol în jocul ăsta. Ai făcut, nu mai e ca în anii trecuți. În anii trecuți se terminau multe meciuri la 0-0, 1-1 și așa mai departe. Anul ăsta iei goluri. Iar soluția ca să contracarezi defensiva slabă a jocului, trebuie să te obișnuiești să dai mai multe goluri. Deci tu orice echipă ți-ai face, vei primi un gol, două pe meci. Cam asta e media. Deci nu există să nu primești. Dacă joci 10 meciuri în 9, tu trebuie să te gândești deja că ăla ți-a dat gol, ceva de genul. Deci tu în FIFA, cam asta e mentalitatea, în FIFA nu pleci de la 0-0. Te gândești că ăla ți-a dat un gol și că tu trebuie să egalezi și să câștigi, că de luat un gol îl iei oricum. E greu să nu iei niciun gol în FIFA, într-un meci. Înțelegi? Păi așa sunt meciurile, și bine, nici chiar... Așa sunt meciurile, da. Bă, ți-aș recomanda în felul următor. Într-adevăr, a juca exact cum joci tu cu Pele, Mbappé pe bandă. Ronaldo în atac amândoi. În schimb, cred că dacă spui că ai probleme, cred că ți-aș recomanda Vieira Prime cu Bruno și Vieira jucat cu Engine. Dar mare grijă la coins pentru că bănuiesc că știi, luna asta o să apară momenturile, icon momenturile, iar cred că Maldini Moments cu Van Dijk o să fie bombă, iar Vieira Moments ăla, dacă mai țineți voi minte, din punctul meu de vedere, sau cel puțin anul ăsta, o să fie mai tare ca Gullit în Vieira Moments. Vai, cât are ăsta accelerație, sunteți nebuni. Ăsta o să fie... Asta cu engine. Mamă, asta o să fie 83 are și 83. Bine, reapar și Future Star-urile, dar bine, sunt irelevante la echipa lui Future Star-urile. Are cât trend tot, da. Și plus corpul, animația, înălțimea. Vieira Moments, da. Ăla o să fie cheia jocului. Merită Rooney? Depinde ce echipă ai, brother. Depinde ce echipă ai. Card arată binișor, dar... Depinde ce echipă ai. Echipe top, nu știu dacă l-aș pune neapărat. E, are animație de stoc, e greoi.
Știți că e greu. Bruno e peste Gullit? Bă, depinde de stilul de joc, brother. E super... La carduri la limită, la carduri la limită, cum e cazul lui Bruno Totti și al lui Gullit, răspunsurile nu sunt așa de simple. De exemplu, în cazul meu, Bruno este peste Gullit, în cazul meu. Pentru că dacă o să-mi urmărești, uite, îți dau random, da? Uite, iau un match de-al meu. Stai așa să vezi la ce mă refer. Îți iau un match de-al meu. Și îți arăt cum mă mișc eu când atac, da? Stai că stai pe terminat. Stai să-l dau mai așa. Uite, vezi chestiile astea? Uite, chestiile astea, îți dau un exemplu, da? Aici. Stânga, dreapta, stânga. Chestiile astea nu poți să le faci cu Gullit. Nu știu, să-ți mai dau exemplu cu CM-urile, dar stai să văd dacă ți-am luat random acum o fază. Uite, uite, de exemplu, iar sus cu, sunt cu Bruno. Uite-te sus acum cu Bruno. Uite-te la mișcare, da? Uite-te la Bruno. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga. Înțelegi? Chestiile astea nu o să le poți face niciodată cu Gullit. Iar eu stilul ăsta l-am de joc. Uite, îți mai dau o fază, poate n-ați văzut cu toți. Uitați-vă sus la Bruno, movement-ul lui. Cât de rapid e. Înțelegi, te miști în 10 direcții. Uite, și Davis la fel. Uite, uite și la Davis. Uite, uitați-vă la Davis, de exemplu. Uitați-vă la Davis. 300 de mișcări pe secundă. Sus, jos, stânga, jos, oprire, spate, du-te, stânga, fake, era... Înțelegi? Deci n-ai. Depinde de stil de joc. Mie îmi place mai mult, îmi plac mai mult jucătorii mai micuți. Într-adevăr, îmi place să am și un Vieira, dar e suficient. E suficient un Vieira, gen. Închid ochii și aia e, zic, bă, măcar are crace mari, dar n-aș putea să joc cu doi Vieira la mijloc într-un scenariu de ăsta și n-aș putea. Depinde, Andrei Gold. Nu, eu îl mai văd pe Twitch. Mai văd stilul ăsta pe Twitch. Într-adevăr, nu e un stil... Pare la băieții ăștia să se înțeleagă clar. Nu le-am cerut niciun ban și chiar m-am oferit și promovez gratis și din suflet pentru că îmi place tipul ăsta de cupă dintr-un singur motiv, ca să ne înțelegem. Deci nu că sunt eu băiat bun sau ceva. Îmi place tipul ăsta de content pentru că ei... organizează, bine, și la sugestia mea, plus minus, organizează cupele astea de luni până miercuri, zile în care, din punctul meu de vedere, nu ai ce să cauți în FIFA, că nu ai ce să faci. Iar pentru mine, faptul că ei îți oferă un motiv să ai ce să faci de luni până, nu de luni până vineri, dacă am zis, de luni până miercuri, pardon. Dacă ei îți oferă posibilitatea să ai motiv să aprinzi jocul de luni până miercuri, pentru mine e RIP Live. Dați refresh viețile mele. Dați refresh viețile mele, că nu e RIP Live. A picat YouTube-ul. A picat YouTube-ul și el. Opriți-vă, poliția, nu te ignor, bradere. Deci, Andrei, ți-am spus, da? Dacă mai ai întrebări, scrie-mi pe cea, bradere. Toți puteți să-mi scrieți pe chat întrebări. Live-ul ăsta e doar despre echipe. Deci vă ajut tot live-ul, vă răspund la întrebări, la jucători, la... Și nu trebuie să vă fie rușine să mă întrebați de jucători scump. Puteți să mă întrebați și de jucători precum ce să joc. Cancelo Gold sau Van Bissaka, dau un exemplu. Puteți să întrebați de orice tipuri de jucători, că vă răspund când vă mesajele. Bruno Player of the Man cu Renato in form sau Bruno Player of the Man cu Marquinhos Freeze? Bă, n-am jucat acel Marquinhos Freeze, în schimb pe Renato îl știu. Renato e siguranță. Marquinhos ăla poate de 10 ori mai bun ca Bruno, ca Renato, dar nu l-am jucat. Gullit Baby sau Machelele Prime? Niciuna. Niciuna. Da, Ștefan Daniel, da. Mersi, Andrei. Back to back? Reușim back to back?
Să câștigăm cupa? Deja e prea mult, mâncați-și. Salut, băieți, salut! Ia să vedem. Am avut noroc la pachete și mi-am făcut echipa asta. Isco e pe bancă, rip Isco. Buget 11k, cam așa, și am făcut goldunul. Vamos, ai făcut goldunul? Pentru prima dată anul ăsta oprea? Fără mișto, let's go! Let's go, let's go, let's go! Coaie, doamne, asta e titan, coaie, asta e echipa mea, coaie, nu, doamne, coaie, asta e echipa mea, bă, dacă, coaie, uite cât trolează, mă, și am făcut goldunul, coaie, și 11k, de fapt, e bugetul meu, 11k, acum m-am prins, doamne, e prăjit, mă, nu se poate. A avut IQ-ul prea mare de m-am prins prea greu și eu, 11k era bugetul meu. Ce goldunul eu făcusem, gen. Și gen, râdea de mine ca și cum. Fucking purple noob, shit. Viera, baby. Apărarea, sincer, e top. Mijlocul mai puțin Viera top. Cu Rashford, Gold aș putea să mă joc, cu Bruno la fel, cu Cancelo la fel. Vezi că merge echipa asta. Măcar de-mi puneai Ronaldo flashback-ul, brodere. Cristiano flashback sau Mane în 7? Cristiano flashback. Nani Freeze? Nu știu cum e Nani Freeze. Să știți că nu vă răspund superficial, dar sunt unele carduri precum Nani sau Lewandowski sau Marquinhos pe care nu i-am jucat și nu știu cum sunt. Așa teoretic ei sunt buni, dar... Mamă! Caudiu Bârcor? Nu, nu se vede bine pe chat, să mă arăt. Renato, Road to the Finest sau altceva? Bă, Renato sau Blanc? Cam mai ia-ți bani. Sau de la Firmino, frizul ăla, SBC sau? Băi, nu uitați, apăsați și voi pe butonul de like să facem și noi 150 de like-uri. 150 de like-uri, let's go, boys! Băi, am în cap melodia de pe TikTok, când știți aia? This is what I am and what I do și fac alea cu mâinile, știi? Și arată ca și cum în engleză, știi? Ce face? Și mă uitasem azi la una pe TikTok și era This is what I do și scria oral. Zic, mă, ce morți. Știți alea de pe TikTok? Când arată alea cu degetul, așa cu... Da. Ia să vedem, 4-4-2 la Ștefan Niceaiev. Ronaldo, Neymar, striker, buget 500k pentru postul liber. Te pup, Gabriele. Cum dracu fac să țin cât mai mult țin 10? Hai că vedem acum, știi că Esoi specialista. Ești nebun pe hibriduri. Aici arta asta la hibriduri nu poate să-mi o fure nimeni, ești nebun, sunt numărul 1 pe hibriduri. Ești România în cap? E greu viața mea. E greu viața mea. Că mai dai de nebun. Care joacă 4-3-1-2 și... Mendy, Varan, Vidic, Cuadrado, Ronaldo. Mamă, nu știu cum. Nu mai pot. Nu mai pot. Deci m-a obosit echipa asta.
Da, Kirile Tudor, citește descrierea, brother. În descriere aveți toate informațiile sau ce trebuie să faceți pentru a fi eligibil să participați la seria de review-uri. Trebuie să fiți membru de rang 2. Quadratul e la Rule Breaker. Ok, dar nu. Nu reușesc. Nu reușesc. Dar din cauza lui Kant ăsta nu reușesc. Din cauza lui Kant. Dacă dai Kant afară, cât ai buget? 500 de K. Gelson, degeaba pune. Nu stă cante, mă. A, uite-mă așa, da. Cu Gelson stau toți mai puțin cante. Îți trebuie Bruno, mă, îți trebuie Bruno. Îți trebuie Bruno. Bruno. Tot nu merge, nu, mă, așa. Așa, mă, uite așa, nu. Așa am deocamdată radurile, Sanchez au cadrat pe răbuce de mer lângă Cante. Cadrat ce de mer lângă Cante și la out. Răbu. Uite, așa trebuia. Aici ce să pui? Numai aici trebuie card ofensiv. Fii atent, fii atent, brother. Fii atent, brother, cum joci. Fii atent cum joci. Joci Cancelo. Stai puțin, că ai prea multe carduri. 4-4-2. Păi și pe quadradul unde îl joci? În bandă? Unde dracu îl joci pe quadradul? Merge și se mi-a dă. Numai asta n-are sens. Ideea e să joace... Dacă ai bugetul la echipă, mă, frate, în total? 4 milioane de coins? Cât ai bugetul? 4 milioane de coins? Cât ai bugetul în total? Acum cât timp a apărut FIFA 1? El știu că ai luat bani, știu că ai luat bani, știu Ștefane că ai dat un ban. Da, e turneul la ora 9, stai puțin. Așa nu merge, Ștefane? Ștefane, n-ai bani de asta? Salut, Aline! Salut, Cojo! Uite, uite-l pe Ștefane, pe live aici, mă. Și pe Robert Florin, pe Manu, Flaco, pe Crex, Marius, Voro, Gabriel Moise, Preda, Valentin. Ștefane, de asta nu-ți ajung banii?
Ai cantat la inform, nu? Ai fost ironic când ai zis că ți ajung banii sau? Nu mă refer cu Gomez, mă, că el are, el știe, nu la Gomez, mă, la Gomez are a lui. Nu trebuie să pună la Gomez. Intră pe Discord, broadele, Paulu Rusan, că am postat pe Discord, de la în descriere. Păi asta zic, Vidic în loc de Gomez, da, și strângi de blank. Că n-ai altfel. N-ai altfel cum. Îl dai pe ăsta afară, ăsta aici, ăsta aici. Ăsta vândut, cante ăsta dacă l-ai. Blank. Da, mă, da. Walker. Și Mane. Îți mai trebuie 3-400. De ce e accesibil? Cante trebuie să rămână, că e bun Cante. 3-400. Deci e accesibil, Ștefane, nu? Dacă îți mai trebuie 3-400 de cai, e accesibil. N-ai, fără legendă. Păi gândește-te puțin, Ștefane, că tu trebuie să legi deci ai Franța, Anglia, Portugalia, Spania, care Ronaldo e pretențios, ăștia sunt pretențioși fără nicio legendă. Cam ăla e obiectivul, să pui un icon. Salut, Andrei 7. Ia să vedem. Joc 4-4-2 sau 4-2-2-2, buget 2.800.000, auzi. Am că au început băieții cu bugetul. După toate acum, Cristiano din Gold Upgrade. Rezervele sunt untradeable. Dar nu-ți mai vinzi contul, brodere, că ziceai că nu mai vrei să joci FIFA, că vrei să-ți vinzi contul. Nu-l mai vinzi? Joci 4-4-2. Ia să vedem. Păi, ăsta dat afară, ăsta dat afară, ăsta eu l-aș vinde cât e foarte scump. Mamă, știi ce idee am? Din Gold Upgrade Rezerve, știi ce idee am la tine? În mod normal, ți-aș recomanda Bruno Totti, dar nu ai bani de Bruno Totti, da? Că ai Vieira deja defensiv. Și acum stai să gândești, ce card îl imită cel mai bine pe Bruno Totti și e mai ieftin? Ia să vedem creierele de pe chat. Ce card din jocul ăsta se apropie de Bruno Totti și e mai ieftin? Unul singur e, nu vă gândiți la mai multe răspunsuri. Gen, ori știți, ori nu știți. Davis, bravo. Ai știut. Exact, răspunsul corect e Davis, tot. Bruno Player of the Month? Na. Davis Totti. Și să ai Vieira cu Davis la mijloc, că nu ai bani de Bruno Totti. Îți trebuie exact cum am eu un card care să joace. A, uite mă, așa, cu 5. Fii atent aici. Fii atent aici ce idee am. Fii atent aici ce idee am. Bam. 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 Fii atent ce idee am. Nu l-am, mă, nu l-am. Potoliți-vă puțin. Potoliți-vă puțin. Că l-am ăsta pe LB.
Tip terminat sau care alarm? Nu, băi, nu trebuie să fie, trebuie să fie gen ax central. Și la am ăsta ax central e terminat rău, n-ai ce să joci cu el. Așa, și ți-ar mai trebui un card. Să joace în bandă. Dalglish. Păi și n-are, mă, că-i trebuie bandă, mă, îi trebuie bandă, are strikerii. Are strikerii, mă. Are strikerii, ar mai trebui Renato. Bă, nu, stai! Stai, nu. Nu, trebuie bandă, mă, bandă. Deci bandă, ar trebui Mbappe. Așa. Dar stai că nu fac chemistry. Nu face Cancelo chemistry. Sau, joci Mendy în 7. Sau așa, da, joci Mendy în 7. Lejer. Lejer, da, decât să ții banii în Walker. Da, decât să ții banii în Walker, joci Mendy în 7, clar. Nici nu se pune problema. Și eu aș face, cred că la fel. Nu stă Cancelo. Ai răbdare, ai răbdare, că îl facem și pe Cancelo. Îl facem și pe Cancelo. Îl facem și pe Cancelo, aveți răbdare. El nu vrea să joace Walker, că zice că e prea scump. Deci asta ar fi formația, ar sta... Nu mai stau toți în 10. Putus, rupt. Așa. Gata. Așa. Mută Ronaldo cu Mbappé. Băi, Mbappe, să tu și Ronaldo CM. A. Cum? Ronaldo cu Mbappe, cum să mut? Care Ronaldo, mă? Care prea mulți? Băi, care Ronaldo, mă? Care prea mulți? Care Ronaldo? CR7 CM dreapta. CR7 CM dreapta. A, da, mă, da. A, da, mă, da, gata. Are prea mult Ronaldo, mă, așa, gata. Ia vezi, brodere. Și hai să o facem pentru minutul 1 acum, da? Hai să o facem pentru minutul 1. 4-4-2. Și vine așa. Vieira defensiv, ăsta face ambele faze. Se apropie de Bruno Totti. Ăștia doi în atac. Mbappe cu Pele. Ăștia doi așa. Cam așa ar veni echipa și stă full în 10. Valoie fac un base mid icon și vine Gullit și rezolv problema, auzi. Dar cât costă echipa asta dacă le scoți ăștia? Aiurea. Nu plică Nakata, păi depinde cine îți deschide viața, mă, că dacă îți fac 2-3 acatiste pe... Dacă nu știi că mai vezi, ai walkout în 3 ani. Depinde cine îți deschide. Dacă mă concentrez, pot să-ți dau un Eto'o. M-am specializat pe Eto'o în ultima vreme, nu știu dacă ați observat. Rezervă de încă 9 milioane. Dar sunt gunoaie. Nu toate. Ăsta e bun. Ăsta e gunoi, ăsta e gunoi, ăsta e semi. Ăsta e gunoi, ăsta e semi. Salah e top. Salah, într-adevăr, e marfă, Salah. Salah e marfă. Vrei Gullit? Uite, aceeași problemă. Unii preferă Gullit, unii preferă... Mie îmi place mai mult Bruno. Bruno Totti. Tu joci Mendy B, PCB când... Bă, stai, brother, mamă, ești prăjit. Coaia era... Pentru che... Mamă, să moară.
Bă, Rafael Fiore, mă raportam la echipa lui, brodere. La echipa lui, coaie, că sunt gunoaie. Jocul ăsta voi trebuie să înțelegeți că este subiectiv. De exemplu, Kaká într-o echipă ca asta, asta e echipă reală, ia unui membru de-al nostru de pe YouTube, da? Kaká la echipa asta e gunoi. El la altcineva poate să fie cel mai tare car și cel mai scump dintr-o echipă. Mă raportam la echipa lui, bănuiesc că n-aveți cărere de alună. Și înțelegeți, nu? Asta e contul lui Batson, nu, e contul unui membru de-al nostru, al lui Andrei. E contul al lui Andrei. Eu care am echipă de 600 de K. Păi da, broadere, tu ai echipă de 600 de K, dar tu probabil ai maxim 18 ani, pe când Andrei are 30 de ani, e băiat inteligent, cu studii, muncește, are salariul de 5.000 de euro pe lună și își permite să bage, dau exemplu, chiar și lunar 1.000 de euro și nici nu-i simte, nu-i afectează. Normal că are echipă mai scumpă dacă omul e mai mare ca tine, mai muncește, stă pe banii lui, își permite să nu mai fiți hater cu echipele oamenilor, că nu știți cine e în spatele lor. Uite, la fel și Andrei 7. Muncește omul, dacă vrea și lea nebunia, poate să bage când vrea 2000 de euro în joc, că nu-i simte. Sunt persoane care au bani mulți. Ce faci acum? Îi spui că și-a vândut rinichiul? Don't judge a book by its cover. Păi da. Ia vezi. Deci cumpără renic la cine să mănânce? Păi normal, nu vezi, are până și numele de șmecher. Mai avea puțin și-l chema Andrei Corduneanu. Suarez nu-mi place. Ia să vedem. Gabriel. Am buget 2 milioane, mă gândeam să-i cumpăr pe cei 3 de pe bancă cu banii ăștia și să încerc Bruno cu Renato pe CM. Păreri sau alte idei? Cum e că să-i cumpăr pe cei 3? A, pe ăștia 3? A, ai 2 milioane buget. Depinde, Gabriel Ionuț. Depinde, Gabriel Ionuț. Jocul ăsta e în funcție de cum îl percep. De exemplu, gândește-te că ai să râzi acum. Ai să râzi. Ce o să zic acum o să-ți se pare ireal. Teoretic, FIFA e de 10 ori mai șmecher de când a apărut Ultimate Team-ul, corect? Pentru că ai weekend și așa mai departe, da? E mult mai interactiv. Eu, uite, eu vorbesc de mine, da? Poate că am înaintat în vârstă și mi-am pierdut motivația plus minus, nu știu. Eu am tragere la nivel maxim să mă joc decât la weekend. Dar fii atent ce spun, că ai spus, tu ai spus, remarca ta a fost că dacă ai echipă top te plictisești. Acum 5-6 ani când nu exista Ultimate Team și te jucai la Rivals cu echipele din joc, gen Zlai Real Madrid, și că te jucai FIFA în fiecare zi câte 5 ore. Mă, singur la divizie unde nu aveai nicio miză și nu te mai plictiseai. De ce? Pentru că jucai jocul. Și când zic jocul, jucai gameplay-ul. Îți plăcea gameplay-ul. Nu coperta, nu cu animațiile, nu jucătorii. Depinde cum percep jocul. Noi de când cu Ultimate-ul ăsta ne-am dat numai despre echipe. Dar n-ar trebui să fie jocul ăsta așa. Uite, ar trebui să fie cum e CSGO. CSGO e, sau alte jocuri, e jocul. Gameplay-ul. Îți place de joc, te îndrăgostești de joc, nu de ce ți arată jocul. Pe când la noi, la FIFA, de jucători. Dacă am jucători mișto, joc. Dacă nu mai am, nu mai joc. Eu mă jucam, știi cât mă jucam până când nu exista Ultimate Team? Sau cu prieteni înainte? Câte 10 ore, dar nu numai kick-off, ca roboții, kick-off la divizie. Nu te plictiseai, nici nu te interesa pe cine ai în echipă, că jucai jocul. Râdeai, făceai faze, ăla era FIFA, gen.
Îl deschizi pe primul și la al doilea, la început și al doilea la sfârșit. Ok, pac. Stai că am ajuns la Gabriel. Stai să-l ajutăm pe Gabriel. Buget 2 milioane de coinși. Bă, nu să facem și noi 200 de like, băieți, că suntem 300 de persoane pe live. Păi uite, tocmai asta e problema. Easy Money. Niște băieți din România organizează de luni până miercuri niște cupe la care poate participa oricine cu o taxă de 2 euro. Inclusiv o să fie jucat în seara asta. A fost și aseară. Din fericire, aseară am câștigat eu cupa. Tocmai pentru a trece plictiseala asta, că într-adevăr de luni până miercuri nu ai ce să joci. Jucați-vă la cupele astea, vi le dau pe Discord. Intrați pe Discordul din descriere. Intrați pe Discordul din descriere. Și uite, vă dau eu, uite, mai dau un copy-paste, intrați pe Discord din descriere, duceți-vă pe camera de general și acolo o să aveți Discordul la cupe. Îi fac eu promovare la băiatul ăsta, că îmi place că organizează tipul ăsta de content ca să ai ce să faci de luni până ce prize pool e în funcție de câți participanți. Participanții mulți cu 2 euro, ăla e prize pool-ul, se calculează ușor. Sunt 20 de persoane înscrise, 80 de euro. Ok, papi. Deci ai buget 2 milioane, brodere. Hai să vedem. Da, cam asta ar fi. Fernandez ăsta i-a trecut timpul. Cam asta ar fi, ea. Pa, păi tu ți-ai făcut echipa singur. Cred că ai stat ceva pe ea, Gabriele, a? Că s-au mulat toți perfect. Au intrat toți mănușe. Deci mănușe, mănușe, ți-ai făcut echipa singură, brother. Arată impecabil așa, ești nebun decât cu... Bine, Kante nu-i gunoi, dar... A, scena. Scuzați, scuzați, scuzați. Stați așa să dau refresh atunci. Scuzați, scuzați, scuzați. Deci el avea echipa așa, a spus că are 2 milioane de coin și buget și că se gândește să îi pună pe ăștia de pe margine și am spus că ei intră mănușe, uitați-vă. Bam, bam și bam, toată echipa e în 10. Cam asta ar fi de 2 milioane. Respect, Gabriel, nu m-ai ajutat de minune că stăteam 2 minute și tot asta o făceam și eu. Mi se descarcă căștile în continuu, că am uitat să le încarc. Mamă, George Todor intră în brigada noastră de verzișor cu membru de rang 2 cu emblema de top 200. Te pup, George, mersi de renew, brother. Welcome back, bine ai revenit. Ibrahimovic. Hai să vedem dacă se aude și pe ecran. Te pup, George, mersi mult de membru, bro. Welcome back. Best striker sau bandă? Bandă, brother. Bandă, clar. Bandă, clar. Striker Neymar cu Mbappe. Cristian HD intră și el în brigada noastră de verzișor cu membru de rank 1, iar cu badge-ul de gold 1. Te pup, Cristian HD. Mersi de renew, brother. Mersi frumos de renew. Welcome. O dau eu manual, Liviu. O dau eu manual, Liviu, pentru că Type Stream-ul are probleme cu alertele. Bănuiesc că știți asta de la toți youtuberii. Type Stream-ul de aproape 5 luni au probleme cu membrii, cu alertele și când își ia cineva membru, dau eu animația, o activez eu de fan, așa. Să se audă pe live. Cum îți trimite echipa? Trebuie să fii membru de rang 2, Andrei. Citește descrierea.
Îți fii membru de rang 2, după care intri pe canalul de YouTube, te duci la secțiunea de comunitate, iar aici o să vezi o postare. Postarea asta o vei vedea doar dacă ai membru de rang 2 și îți postezi echipa cu link-ul de pe Footbin, cum au făcut și băieții. Cristian HD a donat 5 RON cu Super Chat. Te pup, Cristiane, mersi din suflet pentru donație și membru. Ce card era Ibra când ți-a picat de zberat? Era Ibrahimovic Team of the Season. Mersi, Cristiane, te pup, broadere, pentru donație. Deci, Gabriele, cam asta ar fi. Cam asta ar fi. Oricum, dacă mai aveți întrebări, membrii, mă întrebați oricând, pe offline, online și vă răspund. Andrei, stai, că m-am exprimat greșit. Membru rang 2, dar citiți descrierea. Sau donație de 5 euro. Citiți descrierea aici. Am uitat, Robert Florin. Citiți descrierea, uite aici. Băi, făceam un review înainte și la abonați, doar că primeam foarte multe review-uri de făcut și deveneau superficiale. Primeam la modul câte 80-100 de review-uri pe live și stăteam câte 2 zile să termin review-urile și toate erau superficiale și prefer în loc să fac 50 de review-uri la mișto, prefer să fac 10-15 serios. Înțelegi? De asta am renunțat să fac la abonați. Bine, și voi sunteți abonați. Ideea știi care e Alex Gamer 9? Dacă sunteți băieți deștepți, fie că nu vreți să vă luați membru sau fie că nu vreți să donați 5 euro sau nu aveți posibilitatea, dacă sunteți atenți, puteți fura informații. Adică dacă vezi că eu îi spun unui băiat căruia îi fac review, bă, vezi că ăla nu mai e bun, e depășit, da, uite, Hernandez, și așa, tu furi ideea și vei ști și tu pe viitor. Cătălin Minuț, intră și el în brigada noastră de verzișori, te pup, brodere, mersi de membru, Cătălin Minuț. Dacă m-am verificat pe ce trebuie verify, trebuie să dau check-in, nu trebuie să dau check-in. Cătălin Minuț, mersi brother de membru, welcome. De ce te joci pe PlayStation 4? Cu Remus când făceam stăm câte 6 ore, ăuleu, am stat odată 3 zile. Am stat toate 3 zile, de marți până joi am stat. Bine, nu continuu. Am făcut marți live de 5 ore, miercuri 6 ore, joi de 6 ore. Deci nu mai cum. Nu poți să faci așa, bro, că e haos. Începe cupa. Continuăm după aia review-urile. Am rămas la boboc. O să mai dau un refresh din când în când. Oricine postează, să știți că live-ul nu se va termina până când nu voi face review la toate echipele. Deci stați fără grijă. Începe cupa acum la ora 9. Jucăm în cupă și după aia continuăm cu review-urile. Am făcut și la rank 1, brodere. Am făcut și la rank 1 și era aceeași poveste. Nu mai aveam 80, dar aveam 40. Și tot stăteam 70.000 de ore. Facem odată un review flashback? Te pup, Remus. Zile tu, Remus, cum e să faci review la 300 de persoane, cum făceam noi înainte. Nu mai poți, brodere, că e haos. Le-am explicat, decât să faci 50 de review-uri superficiale și la modul rapid, mai bine faci 10-15 și le faci ca lumea. Încet, le gândești, nu te grăbești. E postat pe Discord, ai link-ul în descriere, Andrei 7. Intră pe Discord și e postat aici. Uite, pe Discord-ul meu, să zic așa, al comunității, e postat de mine. Și intri și te bagă pe Discord-ul lor aici. Le promovezi eu Discord-ul lor și acolo te înscrii, vorbești cu băiatul ăla, scrii pe general. Intri și scrii pe general, pe chat. Scrie aici, salut, vreau să mă înscriu, dar uite că s-au terminat înscrierile. Suntem 26, uite, vezi, 26. Uite, nici aici, Ștefan, Ceazi, uite, Ceazi este el, Andrei Corduneanu. Ia zi, Remus, îți place echipa asta? Alu Ceazi? Uite, joacă și el în cupă. Și Ștefan?
Când făceam cu Remus review-uri, încă era cât de cât ok că făceam unul da, unul nu, sau ceva de genul. Vorbea când unul, când altul, dar era haos oricum. Când am făcut cu Nuțu? Cu Nuțu, când fac review-uri, s-a terminat. Începea Nuțu... Ce e cu cartul cu mărușel? Ce e cu cartul sau de mărușel? Ce e cu stolba? Vorbea Nuțu, săraci, erau ăia să moară pe ce, unde am venit? Intra Nuțu în ei, înjura, ce dracu l-ai pus pe ăla? Începea Nuțu, pune-l pe Jordi Alba, pune-l pe Jordi Alba, că fuge să moară familia mea, cum fuge! Jordi Alba pe lăbu, mamă, dacă ți-e Roberto Carlos să moară familia mea, cum fuge! Mamă, să vezi cum șutează, dar și pe ori 99! Începea Nuțu, Răzvan, nu înțelege nimic. Haide mă, reușim să câștigăm și noi cupa asta în back-to-back? Să facem win? Știi gluma cu Eli? Nu știu, strângem iar pachete pentru event la toți dintre ei și te-am luat în pată. Mai dădea și banuri. Nu doar pentru membri, citește descrierea, brother. Citește descrierea. Descrierea live-ului, CTX. Membru rang 2 sau donație 5 euro. Iar cu ăla. M-am enervat azi, azi am fost rău. Băi, a început mă să afișa bracket-ul. Bracket-ul e postat la 9 și 15. A, deci la 9 și 15 mai avem timp să facem un review. Mai avem timp să facem un review la 9 și 15 postat bracket-ul. Avem o donație de 1 euro de la Andrei fără mesaj. Mersi din suflet, Andrei, pentru donație și pentru susținere. Te pup, mersi mult. Am rămas la Boboc. 500 de K. Stați așa puțin. Deci avem 500 de K plus premiile de la Weekendic. Dacă poți să-mi spui și mie alte îmbunătățiri pe viitor. Ia să vedem echipa. Ce formație joci în minutul 1, brother? Am rugămintea să-mi spuneți și ce formație jucați în minutul 1. Deci ai buget 500 de K. Mendy, Varane, Ferdinand, Tavernier, Courtois. Kante, Silva, Mahrez. Neymar, Mbappe, Sanchez. Echipa arată bine, sincer. Echipa arată bine. Mă refer pentru bugetul ăsta, e foarte solidă. Cred că tot eu ți-am făcut-o pe asta live-ul trecut. Da, octav 27 am fost, da. 4-4-2 sau 4-2-3-1. Arată bine echipa. Sunt toți tradable. Dacă un jucător este untradeable, am să vă rog să apăsați pe dolărelul ăsta ca să știu eu cine e de vânzare, cine nu. Îi poți vinde pe toți sau sunt unii untradeable? Bă, de 500 de K, sincer. N-am nicio idee. Ajutați-mă și voi, băieți, de 500 de K. Cante, nu poți să pui cante, doar cante inform. Blanc nu ți ajung, toți sunt de vânzare. Renato ăla de 84 nu ți ajung, Mbappé record breaker nu ți ajung, upgrade-uri pe CB nu ți ajung, doar Kante in form. A, Bruno, mă! David Cristian a donat 3 euro, nu dau de review că am intrat în carantină. A plecat, am 6-7 manete. O plecat, am 6-7 manete. Cu aia nu înțeleg nimic, David Cristian, mersi din suflet, te pup, bradere. A donat urai, ai spart 6-7 manete în carantină? Că n-am înțeles. Cristian a donat și el 5 ron prin super chat, te pup, Cristiane, mersi din suflet pentru donație. Bă, băieți, vă mulțumesc pentru susținere. Da. Aoleu. În afară de Mareș și Tavernier. În afară de Mahrez și Tavernier. Deci, dacă pune Bruno, trebuie să dai afară Renato sau Kante. Pe care l-ați dat voi afară? Între Renato și Kante. Eu cred că aș da Kante afară. Dacă dai Kante afară,
Dacă, uite, are și runii. Dacă dai cante afară, nu cred că poți să pui Bruno aici. Nu merge, trebuie să dai Renato. Trebuie să dai Renato afară. Trebuie să dai Renato. A, dar nu mai stă Mbappe. Nu mai stă Mbappe. Salut, Dane. Cante. Băi, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, să mai creștem puțin cu like-urile, să urce live-ul în recomandate, că mă ajută cu canalul de YouTube. Nu reușesc să facem echipa. În 4-3-3 stă. Ia să vedem. Bam, bam. A, da, în 4-3-3, da. Nu stă Kante. Nu stă Kante. Nu mai stă Bruno. A, ba da. Nu reușesc în 4-3-3. Nu reușesc, mă. Turneul de azi e doar pe PS4. Nu stau în Remus în 4-3-3. Nu vezi că nu stau? Poate nu văd eu. Trebuie să schimb râbu, logic. Dacă schimb râbu, stau toți. E clar. Dacă schimb râbu, stau toți. Asta e clar. Dacă schimb râbu, poți să joci și cu Renato. Dacă schimb râbu, poți să joci și cu Renato. E foarte ușor. Teoretic așa ar fi bombă. Dar îl dai pe ăsta afară. Trebuie răbâ Semedo? Trebuie răbâ Semedo sau... A, Walker, da, Walker, stai. Uite, așa arată bombă. Ai Renato cu Bruno. Ai Renato cu Bruno. Așa arată bombă. Da. Ai apucat să-l joci pe Rooney? Cum ți se pare, Boboc? Cum ți se pare Rooney? Deci nu ai venit dacă bate Juventus? Pe bate Juventus. Și dacă nu pune, Juventus bate clar. Bine, acum că am zis eu că bate clar, o să piardă 100%, dar ca idee. Totuși, cred că îi trebuie un Ronaldo chiar și în 7. Da, dar în locul cui? Că pe ăștia doi sunt pachet, Neymar, Mbappe la pachet. Aici dacă pui Ronaldo, nu mai stă Mahrez. Dacă pui Ronaldo, nu mai stă Mahrez ăsta. Și ăștia doi sunt la pachet. Ce stă Ștefan în 4-4-2? Pune 4-4-2? Pe ce rezolv dacă pun 4-4-2? Ce rezolv, brother? Păi stăteau oricum și așa, mă, stăteau oricum și așa în 10 toți. Stăteau toți și așa, Ștefane, și cum era mai devreme, stăteau toți. A, poți să pui aici, mă. Uite așa, poți să lași Ronaldo în 8. Poți să lași Ronaldo în 8. Bagă Tavernier pe râbă. Bagă Tavernier pe râbă.
Mereu că ta vrenești cu cante, hai că furați curând să moară familia mea. Nu mai înțeleg nimic. Lasă Bernardo și pune Tavernier. Băi, revin. Oprea ești pe live? Oprea ești pe live? Te sun pe Discord, te sun pe Discord, oprea. Oprea, 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 te sun pe Discord, te sun repede pe Discord. Răspunde pe Discord dacă poți. M-auzi? M-auzi? Alo? Da. Nu te aud, m-auzi? Nu te aud. Răspunde puțin pe Discord. Auzi? Da, m-auzi? Oprea. Nu te aud. M-auzi? Da, tu mă auzi? Hai că mă auzi. Bă! A, eram pe buton, gata. Mă auzi? A, bună seara. Spune. Îți las următoarea echipă pe ecran, revin în 2 minute, vorbești puțin cu băieții pe chat, că e o urgență mare, plânge Benji. A, bine, bine, hai, cerc. Următoarea echipă e a ta, ce crezi? Mă jur pe cea mai scumpă, mă jur, uite. Îmi dau review singur, hai, te rog. Uite, următoarea echipă e a ta. 2 minute, băieți. Mamă, ce echipă șmecheră are omul ăsta, nu se poate, nu? Deci. Deci, ce părere aveți despre această echipă minunată? Ia ziceți. Out Zola și... Corect, m-am gândit la asta, dar... Ma nu, nu spama că îți dau bani. Așa. Păreri? Păreri de Suarez ăla? Care stă pe CM? La minutul nu stă pe cam, că e mai... Sunt mai șmecher eu așa, de fapt. Zici că e din filmele Met? Da, mă, da. Dimisia. Isco în locul cui? Asta vreau să știu. Și îl pun. Deci dacă mi-l legați pe Isco cumva, îl pun. Mă jur. Vedeți că echipa mea costă 62 de ca... 63 de ca. Mamă, Isco. Ah, apropo, dacă apare cumva Pedri, Future Star, îl pun în locul lui Fati. Credeți că o să fie mai bun? Da, e bun Isco pe CDM, așa ziceți voi că joc 4-2-3-1. Da? Bine, hai. Hai că-l joc pe Isco pe CDM. Nu ne... L-am cumpărat, mi-a picat în 3 double Ter Stegen. Mi-a picat în 3 double Suarez, doamne ce noroc am avut la pachete, doamne ferește. Deci am țipat la Suarez, am crezut că-i tot, dar mi-a dat fake. Păreri de Zola? De Vieira? Daniel, vezi că e foarte bun, dar joacă-l pe cam și pune-i engine, e chiar destul de bun, foarte bun. Surprinzător. E bun Isco pe în goalkeeper. Face strong link cu Varane și Ramos, zic că stă în 10, maxim 10, poate 11, nu știu. Păreri că numai Mendy și Rashford sunt trei de bă, din toată echipa mea. Claudiu. Știți cine lipsește? Lipsește Nuțu. Îl sun pe Nuțu? Hai că îmi răspunde Nuțu. Bă, eu zic să îmi schimb managerul în toată echipa asta. Pare cea mai bună alegere. Și cam atâta, îmi las echipa așa. Fac silver 1 cu ea, aia e. De ce am Rashford în 7? Să nu l-am pe Fati în 7, că... Bine, de fapt, nici nu știu cum să-i leg. Asta-i... Atâta mă duce IQ-ul. Asta e formația, sincer. Salut, Mădălin. Ce a venit? A venit Dan și nu zice? A, n-a venit.
nu mai nu face slack. Aș fi intrat pe contul lui să dau quicksell Ronaldo Totti, da. Mie că mi-au bani. Rooney? Unde? Unde îl mai pun și pe Rooney ăla? N-am unde să pun pe Rooney. Dacă îmi dădea... Bine, l-aveam pe Gerrard, dar l-am băgat în SBC-ul să-l primesc pe Zola, dar... Marez în form? Da, dar eu pe Rashford îl joc striker. Mersi FIFA Player. Corect, Claudia, asta o să fac, te iau pe tine în echipă și aia e. Nu, uitați cum joc, eu joc 4-2-3-1 cu Rashford Striker, Cam Suarez, Ram e Zola și Lam e Fati. Cam așa e. CDM e Duncan cu Vieira și, mă rog, în defensivă vedeți voi. Sunt GG, mersi. Cu echipa asta fac top 100 pe Squad Battles, eu zic că e ok, eu zic că e ok top 100 pe Squad Battles. Rareș Palade, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu cine vorbește, sincer. Îți dau 3 indicii. Nu-ți dau, că n-am. Georgian, da. A venit puțin să... Eu sunt pe scaun acum, nu mă vedeți. Am luat pastila aia, minune, și sunt invizibil. Sunt invizibilă. Valuie doarme. Mi-a predat mie live-ul și... Aia. Pastila de atomații. Ce buc. Salut, Fabio. Da, mă, cam atâta, nu? Îl pun pe Isco în poartă, pun pe Ter Stegen striker și aia e, m-am dus. Ia spune. Da, cam așa, Nikita Mariana, cam așa. De fapt, îl pun CDM pe Vieira, pe joc 4-2-3 cu 2 CDM. Mă aștepte și... Ce care dau pe Lebau, zi. Da, și îl iau și pe Moruțan, ia zice, îl iau și pe Noiere, pe Latoflevici. Ia mai, mai ziceți pe cine iau. Pe Cheșerov, da, și Cheșerov a fost la steau. Face caca. Nu-i mănâncă caca lui Benji. Valuia asta face. Sorescu în form, da. Haide Dinamo, haide Steaua, respect. Pe Râmă. Cine-i Râmă? Denis? Nu, că Denis Man a plecat. Florinel Coman, da, da. Hagi, îl iau pe Hagi. Pe amândoi Hagi iau, de mână. Îi duc la mine acasă. 5 lei pe oră. Duncan în 8 pe CM și Ronaldo Flash. Nu fac eu pe Ronaldo flashback niciodată. Dau eu 200 de cap pentru un cartonaș care cade casa pe el. Numai lui Claudiu îi dă 7 goluri pe meci, dar Claudiu nu știe să joace, vorba aia. Oh, uite, am scris pe chat. Mă cheamă Georgiana Draga pe chat. Fără E, fără E. Cântea pe bine, dar Isco Vasile, Isco e pe bancă, încălzește puțin banca pentru că așa trebuie să facă. N-am unde să-l mai pun, că nu îmi place să joc pe CDM, că săracul n-o să facă nimic. Foarte frumos început, la revedere. A expirat, nu știu dacă a expirat, cred că a expirat. Ce-a scris Georgiana pe live? Nu știu. My God. Am dat niște regiuri pe amicalele alea. God. Echipa asta am stă pe o lipsă. L-aș lua pe Ramos Totti, dar n-am bani. L-aș lua pe Varane Totti, dar n-am bani. L-aș lua pe Teo Hernandez Totti, dar n-am bani. Păcat. Așa. Na. Alo? Să rămână? A început turneul? Bă, a început turneul. Oprea, vezi că intru că a început turneul. Te pup, mersi din suflet. A, vorbim pe live. Te pup, mersi. Bă, a început turneul. Stai, cu cine trebuie să joc? Unde-i mă, brecă tu?
Unde mă frate brachetul? Merge brachetul? A, gata, merge. Gata, merge brachetul. Unde sunt ea? Sunt cu Andrei M269. Ținem un live, bă, acum doar nu-mi pierd din primul meci. Am văzut că s-au băgat jucători buni. Dari, dari, da, is the motherfucker, young Snoop Dogg. Oprea, ți-ai făcut review la echipa ta? Cu băieții? Te-au ajutat băieții sau ai fost solo percuție? Mai câștig și câștigă și el joc cu Manu de la CSG. Da, Manu joacă și face și el, el trei, nu? Ia. Care e nu-l văd. Care e? Minimoc? El e? Sau cine? Mamă, și după aia joc cu Chazi. A, nu. După aia joc cu Chazi. În al treilea meci. Chazi? După aia, dacă trec, cine trece de round, în runda 2, fiți atenți, dacă trec, gen dacă câștig și joc după aia cu Manu și după aia joc cu Chazi, mă. Chazi este Andrei. Cu echipa asta, mă. Bă, sunteți nebuni? Chiar vreau să joc versus echipa asta, mă. Deci o să încerc să bat două meciuri să joc versus echipa asta, mă. Sunt curios. Chazi. Chazi este Andrei Codreanu, membru nostru cu echipa de 63 de milioane. Dari, dari, da, is the motherfucker, IMG, Snoop Dogg. Bă, am uitat să schimb, să pun like-urile pe ecran, mă, ca lumea. În timp real, stați așa. Câte like-uri avem, băi, zi? Paste. 249. Haide, mă, putere pe chat-ul ăsta să faci și noi trebuie. Georgiana fără. Cine e Georgiana fără? Nu știu, Radule, habar n-am. Te bate Manu, dacă te mă bate Manu, ți-ai membru de rang 2. Păi atunci ai că pierd meciul, ești nebun. Pierd intenționat, dacă te ții de cuvânt. Dacă nu te ții de cuvânt, ban permanent pe viață, ești nebun. Da, el e Hizu, da. Care se flă în microfon. Acel Hizu. După ce vă salută respectuos, Batman revine imediat, auzi. Te salut, Batman. Bine ai venit. Băi, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, băi, dacă sunteți noi pe canal. Mersi, 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 băieți. Succes tuturor participanților. Reușiți să facem back-to-back victorie? Că ieri am ieșit campion pentru cei care... Cine știe când se mai întâmplă minunea asta, mâncați-și.
Dari, dari, da, is the motherfucker ING Snoop Dogg. Let's go. Boom, 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 boom. Let's go, boys, let's go. Se jo da 4-3-1-2, am zis. Săptămâna asta, toată săptămâna se joacă 4-3-1-2. 1-2. Pe ea am câștigat cupa. Cu ea joc la Weekend League. Vedem dacă ne trădează. Oricum, gameplay-ul la Weekend League e super diferit de ce e în rest la FIFA. Cristianu Ronaldo. Chris. Cristianu Ronaldo, Cristianu Ronaldo, ce pasao del genios, Cristianu Ronaldo. Let's go, boys. Se anunță back-to-back victorie, boys? Mamă, ce rapid e cu aia. Fă cu Guli ce fac eu cu Davis sau cu Bruno. Offset, n-are cum. Asta de la manet.
Mamă, ce switching rapid. A băgat flashback chiar? Nu merg, asta viața mea, asta nu merg. Ah! Știți câte MS-uri am cu băiatul ăsta? 8 MS-uri. Cred că fac 40 cu 0 pe 8 MS-uri, să moară familia mea. Let's go, boys. Let's go, boys. E vecin cu mine, a? O să dau bracket-ul, o să dau bracket-ul, am uitat, următorul meci îl pun, următorul meci îl pun. Îl pun și în titlu și pe la pin, la mesaj la pin. Ai pregătit base icon mid light după meciul ăsta? Sau când într-o pauză de asta când aștept? Sau după cupă? Dacă vrei după cupă ca să poți să-i facem și hype la... N-ai răbdare? Ok, atunci, după meci.
Ai confundat? Păi, eu știam că nu e, dar te-am lăsat. El are ce se mană. Oricum, în runda 3 joc cu membru nostru de pe YouTube, cu echipa de 63 de milioane. Apără Pop, dar stai să văd cum o apără pe asta, că o bat cu Bruno și când bat cu Bruno e stop. Stop game când bat cu Bruno. Cât să mai ducă și Pop? Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Magnificent! Ana. M-am uitat pe bracket, cum de unde știu că joc el în 3 runde? Dacă m-am uitat pe bracket. Ah, ce-am făcut? Salut, Andrei! Salut, Patrick! GG, boys! GG, GG băiatului cu care am picat acum. Andrei, GG, bro! Să-i spun bracket. Așa.
Salut, Ionele. Mersi frumos. Băi, Light. Stai așa să văd cum au evoluat, că eu am întârziat. Light, stai puțin o secundă, că eu am întârziat cu... Am... cu break-ul. Stai așa să văd. Deja trebuie să joc runda 2. Mai... Deci vrei să-l deschid acum, a? Vrei acum repede, Light. Haide, haide, bine. Haide, haide-mă, haide-mă acum. Haide-mă, 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 Light. Tu ești Eduard, da? Haide, mă, avem pack opening, legendă, nu? Base or mid, ai? Haide, brother, hai. Am citit manule, stai liniștit că nu-i tragedie. Face posesie, face posesie, ce vrei să-i fac? Ia să vedem. Let's go. Haide, haide. Nu e walkout. Ce-ți dorești la echipă? Zi repede. De fapt, ai echipa destul de full. Ai echipă de 30 de milioane, nu? Te arătăm echipa și băieților. Mă așteaptă băiatul ăla. Dacă îți dau ruină, îți dai seama că îți dau Eto. Nu vrei Eto? Cu tine joc, Robinacu? Tu ești minimoc? Tu ești minimoc? Să fie jucabil. Nazario duplicat, că îl mai au dat untradeable, nu? Nazario 94 duplicabil. E bine dacă îți dau Nazario 94? Dăm tu ad, dăm tu ad, brodere, Robinacu, dăm tu ad. Value HD bară jos YT. Am. Lasă-l manule să joace cum vrea pe săracul băiat. Trage și el de minge că probabil joacă cu puțină teamă, lasă știu pe băia, parcă vezi că mă bate 4-0 și ți închide gura. Haide mă, let's go. Hai să vedem echipa. Așa, bam, 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 bam. Eusebio baby. Eusebio baby, s-a zis, gata. Eusebio baby. Eusebio baby. Eusebio baby, da. Am plecat, boys. Am plecat. Am plecat. Italia! Italia! Anglia! Striker! Pele! Nazario! Aaaa! Marba mea! Alea, te-am distrus, mără. 4-4? Ma. O ruină demnă de ruină HD. Oh, no. Îmi dai tu invite? Hai că-ți dă. S-a întâmplat cu Bujam? Băi, boys, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de subscribe dacă o sunteți noi pe live-ul ăsta. Ne pregătim de runda 2. Back to back, victorie la cupă? Na, e greu. Greu să legi două cupe la rând, dar încercăm. Părere lunii? Așa și așa. E lentuț. În rest e bun la toate, doar că e lent. E stocky, are animație de stocky. Bruno, clar. Cât e premiu? Păi nu știu, cât s-au înscris. S-au înscris 30 de persoane sau nu știu cât, 30 ori 2?
Nu știu, cât s-au înscris? Sunt jucători buni. Bă, sunt. De exemplu, astăzi cred că sunt vreo 6-7 verificați în turneu. Și nu e musai. Un elit, un jucător de elit 3 cu, care prinde o zi bună poate să fie un jucător bun. Nu mai pui faptul că în FIFA poate să te bată și un gol 3, cum pățesc eu la Weekend League de 10.000 de ori. Deci nu mai pui. O să pierzi de la oricine, brotherilor. Nu e tragedie. Deci, ca să știți, poți să pierzi de la oricine și nu e cu supărare. Dacă mă bate cineva, nu începeți cu hate, că ai ținut de minge, nu-l înjurați, nu nimica. Vă rog eu frumos. A câștigat Mișu, bravo. Bravo, adică nu era ca și cum ținea cu vreun din ei. Ce dacă a fost meci frumos, să nu se interpreteze greșit. Că ținea cu unul sau cu altul, mie indiferent. Important e să câștig eu. Avem moderator, manule, cum n-avem. Mamă, a luat timeout, i-a dat oprea, timeout lui Hizu. Care Hizu-i membru. A făcut el ceva, a? Desai Baby sau Rio Baby? Desai. A înjurat? I-a dat ai moto pe. Te-ai făcut că n-ai văzut. Bă, nu mă enerva. Nu mă enerva că îmi dau 7 autogoluri și pierd intenționat. Vrei să vezi? Vrei să vezi? Vrei să-mi dau autogol? Gata, îmi dau autogol să moară pama. Ia. Târna. N-a pus gol acolo.
Vieira. We lost the minds with purpose in the and control. Of night. We lose the souls every day. Unable to get a body in the way. We lost the minds. We don't remember what's wrong and what's right. Alfonso Davies. No matter step, but we stay. Cause we are born as living fights. We live. Vieira. Eto. We live. Onto Ronaldo. Alfonso Davies. Ce se întâmplă pe chat-ul ăsta? Câtă soartă să nu dea nici măcar pe poartă! Fucking piece of shit! Dar nu că se gândește unde e Varan tot. Avem moderator, brother, avem. Consideră că e ceva... greșit să dă timeout. Paul, bă. Nu cred. Nu cred.
Da, se apără cu prea mulți jucători ca să fiu cu bun simț și nu pot să intru. Se explice cineva că nu, premiul nu e 1 milion de euro, sunt vreo 50 de euro. Gege, a jucat mai bine. A jucat mai bine, Gege băiatului. Cu cine ai jucat? Un băiat, nu știu cu cine. Nu știu cine. Deci ai jucat mai bine. Totuși o mică remarcă. Îi spune cineva că premiul nu e 1 milion de euro, sunt 8 euro. Dar GG, oricum, a jucat mai bine. Felicitări. E, nu te apăra, bro, așa a decurs meciul, fără niciun mișto acum. Fără niciun mișto, așa a fost meciul să fie, tu nu te-ai apărat, gen. Așa a fost meciul. Tu ai atacat, ai văzut, ai dat și gol, așa a fost meciul, oricum. Uite, ai făcut 28 drept dovadă, ai făcut 28, deci clar, joci mai bine, ești mai bun. Dar așa a fost meciul să fie, să
Nu vrei tu să ieși din 20 de metri și să ai un șut în 90 de minute. Da, tu ai jucat mai bine per total, că ai câștigat, ești nebun, nu despre asta e vorba. Ai făcut și 28. Băi, nu dați hate, mă, nu dați hate. Că a jucat, chiar a jucat mai bine, fără niciun știu, mă face să râd cu aia, o să zic că băiatul ăsta că sunt ironic cu el. Chiar a jucat mai bine. A câștigat în pula mea, nu despre asta e vorba în FIFA. Ce contează că... Fără mișto, coaie, fără mișto. Iar mă faceți voi să râd că uite, sunteți nebun pe chatul ăsta. Bine, chatul e ca și streamerul, sunteți cum e streamerul așa și chat. Mă faceți să râd, bă, să că bă, dar chiar pe bune, nu înțeleg de ce dați hate. Nici nu aveți ce să-i reprobăm, omul sau... N-a fără greșeală, ești nebun. Fără greșeală așa. Plus că a făcut 28, adică vorba aia. Nici nu... Știți voi ce e la 28. Mă, nu trebuie să fiți supărați, mă, frate, a? Fără injurii pe chatul ăsta. Fără... Uite, stilul bate stil. Lumea trebuie să înțeleagă că meciul ăsta am avut... Asta am avut de făcut. Nu joacă așa și la weekend, vedeți? Deci omul nu joacă așa, a știut. Deci a fost totul gândit, mă, voi nu înțelegeți, fără mă face să râd. Voi nu înțelegeți. Așa se joacă FIFA. Sunt unele meciuri, de exemplu, în care îți faci un plan, iei o bucată de scotch, o pui pe cerc, pe cerc, adică pe butonul de șut. Că n-ai nevoie să șutezi. Se poate câștiga meciul și fără butonul de cerc. Ce dacă n-ai niciun șut? Asta e planul. Dar nu știți voi. Asta a fost planul. M-a analizat mai... Nu, glumesc acum, băi, Robică. Sau cum te cheamă, Robert. Glumesc acum. Chiar ai jucat bine, Jesse. Dar mă fac nebun ăștia să râd. Și că eu ca streamer sunt mai Caterin, că mai retardat așa. Nu sunt rău la suflet sau ceva. Nu dați hate. Marian Zaharia, nu dați hate băiatului că a jucat fără nici mișto. Nu dați hate. Doar băia suntem români, ce dracu, ne respectăm între noi. Vreți să vedeți că ajunge până în finală băiatul ăsta? Vreți să vedeți că ajunge până în finală? Uitați-vă voi. Căcați-vă voi în gura mea dacă n-ajunge până în finală și o să fie singurul jucător român care o să câștige o cupă cu 3 șuturi în 9 meciuri. Fiți atenți dacă n-ajunge până în finală. Pentru că așa are planul el. Nu-i trebuie șut. Atât de bun e că nu-i trebuie șut. Vă glumesc acum. Mă fac ăștia să râd nebun.
Corect, Chris Adrian. Respectul meu. Am încheiat subiectul, încheiat subiectul cu aia, că pe bune, am râs, am glumit. Mă sun să facem review? Cred că nu, cred că nu o prea. Apreciez donația, uite, mă fac să mă simt și prost acum că te refuz, te refuz. A fost plăcerea mea, dar te refuz, brodere. Ca să ne mișcăm mai repede cu review-urile, că am rămas în urmă jucând meciurile astea. Bă, încheiat subiectul pentru că imaginați-vă puțin, acum făcând abstracție cu aia, imaginați-vă puțin că voi dacă ați fi fost în locul băiatului eluia și ați fi râs sau ceva, nu e ok. Deci pe bune acum. Eu am glumit, poate unii de pe chat nu știu de glume, nu știu, nu înțeleg caterinca mea. Dar am făcut mișto, deci nu ai cu aia, nu e cu supărare sau ceva. A câștigat omul, nu mai fiți rău, mă face să și râd, este de bun. Weekend-ul cu toții? Nu contează că e adevărul, brother. A câștigat și trebuie să-i ofere respectul cuvenit pentru că a câștigat. Punct. Nu mai contează cum. Uite, că eu dacă eram în locul băiatului, spuneam și pauzele. Uite, vezi? Doar am zis să nu dați hate. Exact, am zis, indiferent ce se întâmplă, nu dați hate cu aia, nu dați hate. Și golul, dacă stau să mă gândesc bine, a fost din cauza mea. Deci, adică m-a câștigat pe merit omul. La modul, stai că a sunat aiurea, gen, a meritat să dea gol cu aia, că am greșit eu și m-a pedepsit, adică a fost acolo, secunda, secunda cu aia, secunda, bam, am greșit, ia valoare, greșeala se plătește, știi cum zici, ai greșit și tu, dar cine nu greșe, am greșit și eu, greșeala se plătește, păi da, așa e omul. Într-o lume ideală, coaie, într-o lume ideală, într-o lume ideală, aceste tipuri de meciuri ar trebui să se termine doar cu GG și atât, treci mai departe. Deci nu trebuie să... Gata, a câștigat omul, respect, din partea mea are GG, fără nicio ironie sau ceva, a câștigat, punct. Îi urez din tot sufletul, vorbesc foarte serios, acum sper să câștige cupa. Ca să se mențină tradiția. Cine mă elimină pe mine, data trecută cine m-a eliminat pe mine a câștigat cupa. Asta a fost a treia oară când am participat. Odată am pierdut în semifinale și a câștigat băiatul la cupa. Ieri am câștigat eu cupa, astăzi m-a eliminat băiatul ăsta și sper să câștige el cupa. Problema a fost că n-am dat eu gol. Că dacă aș fi dat eu gol primul, nu ar mai fi fost meciul așa. Cred că înțelegeți și chestia asta. Stilul ăsta de joc pe care l-a practicat el funcționează de minune dacă nu iei gol. Și motiv pentru care n-am dat eu gol, logic e vina mea, nu? Dar sincer, nu am avut, nu știam cum să dau gol, adică nu, ori n-aveam creație, ori nu aveam pe unde, nu știu. Haideți să continuăm, am rămas la... Oprea, ai spus că ți-ai făcut tu la tine, nu? Cu băieții pe live. Uite, Gigi, dacă ești pe grup. M-a pus pe FIFA România? Ia. Zi, mă, fără mișto, m-a pus pe FIFA România, ia să văd. Nu văd. Sau ai zis la mișto? Chiar sunt curios. Nu m-a pus, mă. Nu văd unde m-a pus. Nu văd, ia. Gigi, dacă ești pe grup, dar nu știu să dau aia cu să arate... Să le arate în ordine postări recente, ia.
Nu m-a pus un pe grupul. Deci ești fair play, bro, nu te mai recunoaștem. Cu aia, cum? Eu n-am fost fair play, mereu am fost fair play, ești nebun. Cum să nu fii fair play? Nu m-a pus un pe grup. Dar știu și eu pe băiatul ăsta, mă. Îl știu și eu pe băiatul ăsta, pe băiatul care a înșcat. Mi se pare că am vorbit toată în privat cu el acum vreo un an. Dacă nu mă înșel. Mai ești pe chat Robi sau ești ce mergi? Dar nu știu dacă e el. Haide-mă. Ia să vedem. Ai vrea în tramvai? Păi nu o să se strice cupa pentru că nu dă nimeni hate și e diferență de hate. E hate-ul ăla când termini un match și îl înjuri pe adversar și faci ca toate spumele. Și mai e caterinca asta pe care o fac românii în general. Noi, între prieteni, vorbesc eu, dar cu prietenii mei, când pierde unul câte un meci sau eu, se face caterinca, 5-10 minute. Mamă, că nu știu ce, comandă-i o mână de pe net, comandă-i nu știu ce, n-are creier, n-are nu știu ce. Asta e caterinca, nu e hate. Au glumit băieții cu băiatul ăsta. Uite, de exemplu, Don Sergio nu a luat-o în serios. Vezi, sunt unii care sunt deranjați de caterinca băieților făcută de chat. Nu e normal, trebuie să apreciați omul. Trebuie să apreciați omul că a muncit. Ești nebun? De ce îi dai hate Don Sergio la băiat? Că a câștigat. De ce îi dai hate la băiat? Că a câștigat meciul. Uite, spun și numele, se audă pe live. Don Sergio, de ce nu-l apreciezi pe băiat că a câștigat meciul? Troll la troll la troll, psihologie triplu invers, să pe asta nu știi, ești nebun? Nu mai înțelegi nimic din live-ul ăsta, Don Sergio, Don Corleone. Salut, Pincu Bogdan. Dar voi nu mai terminați subiectul ăsta, e incredibil. Duci pe cap până vineri? Îți dai seama, dar eu am 11. Haide-mă. Băiatul a fost mai bun, uite. Exact ce am spus și eu mai devreme. Exact aceleași vorbe le-a spus Don Sergio. Băiatul a fost mai bun și trebuie să acceptăm că a fost mai bun și că a fost mai bun decât mine, motiv pentru care i-am urat încă o dată felicitări. Bravo, Don Sergio, bravo. Gândește exact ca și mine, bravo, bro. Exact asta am spus și eu înainte să intri tu pe live. Băiatul a fost mai bun și trebuie să apreciem că a câștigat. You are my man, bro. No hate. Haide-mă să facem review-uri. Părere Rooney? Bă, e destul de lent. La bine, ce-ți trebuie viteză? Ce-ți trebuie viteză în jocul? Bine. Nu mai zic nimic. Nu mai întrebați de jucători acum că... Păi, mă face să râd, deci. Mă face să râd cu aia, deci nu se poate cu voi. Doamne, dar eu nu te uite să mai mult la chat, mă, chatul ăsta e mai rup ca mine și eu sunt rup rău de tot gen. Nu mai citesc mesajele astea de păcea că sunt toxice cu aia, sunteți toxici rău de tot. Uite. Bine punctat, Oprea. Bine punctat, domnule. Ia să vedem. Joc 4-4-2 și am buget 3,5 milioane.
Eu am spus domn Sergio, n-am spus eu brodere, eu n-am spus. Ia derulează, ce am spus eu după ce s-a terminat meciul. Ia brodere, ia. Ia, ce am spus eu? Ia să vedem dacă ești câștigătorul acestei seri. Ia. Ia, uzi. Gege, a jucat mai bine. A jucat mai bine. Gege băiatului. Don Sergio, premiul îți va fi luat. Nu ai ghicit răspunsul corect. Ai văzut? Știu să pierd. Vorba aia, sunt călit de la weekend league. Ce nebun e Daniel, nu se poate. Bă, gata. Joc 4 la 3 și am buget 3.5, mai las un mil. Ai prins Kimmich și Ramos Totti? Nu cred. Kimmich și Ramos Totti? Păi, dar nu mai am baterie la căștile astea. Băi, l-am mâncat pe Ianis, mă. Atâta vreodată pe live-urile lui Ianis când pierde cât un meci la Weekend League? Ia dă-mă să-i caut. Da, nu mai stau să-i caut acum. Mamă, deci Ianis când pierde cât un meci la Weekend League? Cine știe cum zice Ianis după ce pierde un meci la Weekend League? Nu, mă, nu e adevărat. De-abia acum ai văzut mesajul de 10 minute. N-a, bro, că mă uit pe chat. A închis direct. Nu. Dar nu când joacă cu români, nu când joacă cu români. La Weekend League, când pierde Anis. Când pierde Anis la Weekend League. Gigi! Uite-l pe Anix. Uite-l pe Anix. Gigi, he was better. He played better. I'm so bad. Gigi, he was better than me. It is what it is. He was better than me. Gigi. 10 minute mai târziu. Coai, uitați-mă cine m-a bătut. Ultimul terminat a făcut gol de 1 să moară. Uite-te puțin. Gigi, he was better than me. He played better. It is what it is. Te pup, moșule, te pup, bro. Se poate, se poate. Dăm link-ul pe Discord sau pe Instagram, brother. Se face o excepție pentru tine, că ești prietenul meu. Doamne, mi-au plecat din buzunar anul 12, mi-au plecat din buzunar, mâncați jumătate de shawarma să moară. 2 euro. S-au dus pe apa sâmbetei. 2 euro și am zis că o să câștig iar. Nu se poate. N-am văzut ce regea a dat ieri. Haide mă, băi, haide mă, nu mai fiți răutăcioși. 4-4 e buget, 3.5, ia să vedem. Prima echipă și a doua, cum ai zis, cum vrei tu să o faci pe a doua. Nu mai mă că nu știe moșul bazic, că nu știe Caterinca ce a fost pe chatul ăsta până acum. Nu mai e nebunis pe băiat. A, glumeai cu review? Glumeai cu review? Ce-i asta, mă? Balerina asta de mi-o arată aici pe joc. Băi, eu apucând abstracție,
Făcând abstracție cu aia de ce s-a întâmplat pe ceamă, jur, eu oricum, cine mă cunoaște pe mine știe că mai am glume de-astea proaste. Dar eu să mor, uite, vă jur, vă zic pe live, că am puterea să zic chestia asta. Eu după live o să-l caut pe băiatul ăsta și o să-i dau mesaj și o să-mi cer scuze atât în numele chatului cât și în numele meu, că s-a creat o miștocăreală vis-a-vis de stilul lui de joc. Pentru că ce vină are? Acum, iar o să o las parătură cu aia, dar indiferent cum a jucat, pula mea, s-a făcut prea mare caterincă de stilul lui de joc și nu e corect. O să-i dau eu mesaj, mă jur, te arăt, voi dau eu mesaj și îmi cer scuze, eu sunteți nebun. Ce dracu, suntem, nu mai suntem oameni, suntem animale, în pula mea, râdem unii de alții, dar... Nu putem să acceptăm că am pierdut, suntem animale, ce dracu. Am fost ironic, Don Sergio, băi, brodere, mamă, coaie, bro, îmi cer scuze că... Astea au fost niște mici caterinși pe chat-ul ăsta, niște glume, Don Sergio. Mi-au sărit oamenii în cap mie? Mie nu-mi sare nimeni în capul ăsta, bro. Mie nu-mi sare nimeni în cap. E greu să-mi sar mie în cap. N-ai cum să te contrazici cu mine din niciun punct de vedere și nu se contrazice nimeni cu mine pe chat-ul ăsta, că eu tai o spânzură, ești nebun, două clicuri și te arunc de pe internet, ești nebun. Cine se contrazică dacă ești nebun? N-a sărit nimeni în capul meu. Dacă pune engine pe runii, ți-a dat aia. Da, Șerbane, merge engine pe runii. Engine pe runii fără miște. Băi, bă, coaie, dar... Băi, Mr. Papi, ai zis că vezi review-ul după aia. Bă, coaie, nu pot să mai îmi desfășor activitatea, sunteți nebun din cauza voastră. Deci chat-ul meu este ruinat. Ești nebun, ești ruinat chat-ul meu, nu se poate. Nu pot să mă mai concentrez, ești nebun, nu pot să mă mai concentrez. Concentrezion. Kimmich, Ramos, Totti. Păi și unde e Kimmich? A, da, și am prins Kimmich, Ramos, Totti. A, și ai vândut Kimmich. Ai vândut Kimmich, ai păstrat Ramos, Totti. Și ai buget 3 milioane jumate. Păi dacă ai buget 3 milioane jumate... Ce să mai... Acum vorbim la modul serios. La modul cel mai serios vorbim, dar închem subiectul ăsta pentru o dată, pentru deauna. Sunt un lache de jucător, vrei să te mint? Pentru că eu dacă dădeam gol eu primul, nu se mai juca așa meciul și punct. Deci dacă e vreo vina cuiva, e a mea și gata. Deci orice adversar, vă dau un sfat, orice adversar cu care jucați voi la weekend și vă face posesie, vă face posesie că e scorul de 0-0 sau vă conduce. Dacă dați voi gol primul, se schimbă. Știi cum se deschid jucătorii? În general ca o floare. Din cei mai pasivi jucători, dacă le dai un gol, se panichează, pase din prima, haos total, te atacă ca nebun. Deci vine aia mea că n-am dat gol, ești nebun. Haideți să-l ajutăm pe Mr. Papi. Hai să ne mișcăm cu review-urile, că furăm curent pe internetul ăsta, mâncați-și degeaba. Deci are buget 3 milioane jumate, deci... 5.2 să zic. Trebuie să-i punem 4 posturi, un CM și 3 în față. Și joacă 4-4-2. Iar fi odată Cristiano Ronaldo... Renato. Nu, Bruno. Bruno. Neymar.
Mbappé. Și ăsta fiind SBC-ul că îl face gratis. Bugetul e de 5.2, dar a zis că pe ăsta îl face aproape gratis. A, dar nu stă Mbappé, mă. Nu stă Mbappé. A, uite așa, gata. Semedo sau Cancelo? Ronaldo nopt. Ronaldo nopt. Ronaldo nopt, nu? Sau Cancelo aici? Nu contează. Ia să vedem ce a făcut el de curiozitate. .6. Bine, asta e untradeable. El a pus Rashford, Neymar în form. Mi-a dat ca și cum ce ar fi făcut el. Voi care ziceți? Asta cu Neymar și Rashford din form sau asta? Care ziceți voi? 1 sau 2? 1 sau 2? 1 sau 2? Unu sau doi, boys? Unu clar. Bine, sunt. Alex a zis că doi. Păi în ambele, Bruno. Unu sau doi. În fine, rămâne la decizia lui. Eu aș recomanda asta cu Ronaldo, că e Ronaldo, na. Băi, mâine seară jucăm iar la cupă, da? Dar nu mai sunteți așa toxici cu aia. Mai sunteți așa toxici cu aia. Mâine seară jucăm iar la cupă, da? La ora 9 seara. Nu mai faceți să râd cu aia, să fiți toxici. Ce, Ștefan? E Robert Dumitru, face, a făcut și 30-0. E jucător top. De mie mi se pare mai ușor să joci versus jucător care te atacă decât cu jucători care se apără. Nu știu dacă... Da, face elitul numereu, da. Adică nu știu exact, vorbesc prostii, nu l-am urmărit niciodată sau ceva, dar știu că joacă foarte, foarte bine. A făcut elitul 1 de multe ori. Haide mă, boys. Ia să vedem. Mircea, completează locurile libere. Buget aproape 4 milioane pe Xbox. Desai este tank doar după 12, deci dacă se poate fără el. Sunt la muncă, deci voi vedea live-ul în reluare. În viață pe rubă. Stai. Stai să iau brechetul. A câștigat ce azi? Mamă, ce bracket ușor aveam cu aia, puteam să ajung lejer până în finală. Cu aia, puteam să ajung până în finală lejer. Uite, ajung Ștefan până în semifinală. Ăsta e Techie, o să fie meci frumos. Între Techie și Robert Dumitru. Ia dă-mă să descriu pe... Ia stai să descriu pe live. Ia stai, poate pune meci pe live. Poate pune meci pe live.
Nu e Tekken, nu? Ia stai, poate încerc să vă pun meciul pe live, că e meci tare. Că-mi place cum joacă băiatul ăla. Îmi place maxim cum joacă băiatul ăla. E Vlad Ghițu-l cheamă. Stai că îi dau un mesaj privat acum. Joacă Vlad Ghițu cu... Rob, deci pe ăla joacă bombă rău. Băiatul ăla m-a eliminat pe mine în semifinală și a câștigat turneul. Tura trecută. Îmi place maxim cum joacă, ești nebun. Hai că-l caut eu acum. Mamă, dar ce mic e, coaie, nu cred, dar gen are 12 ani și joacă de ori sparge, ești nebun. Mamă, uite mă, bravo lui, mă, deci fără niciun mișto. Salut. Nu e finala, e și finala o să o punem pe live. O să încerc și finala, dar vreau să văd meciul ăsta eu. Îmi place mie cum joacă băiatul ăsta. Dar Robert Dumitru cum are pe Facebook? Așa puțin. Așa puțin, să încerc să le pun meciul pe live. Dar cred că joacă acum, urmează, încă n-a câștigat băiatul ăsta, dar eu am presupus că ar fi că o să câștige, iar urma să joace în semifinale. Stați așa puțin. Cred că sunt în meci ceva de nou. Deci ai buget 4 milioane să completezi locurile libere și formație este 4-4-2 pe Xbox. Ia să vedem voi, buget 4 milioane. Păi chiar e Luigi bro. Eu am jucat cu el și făcând abstracție de faptul că m-a bătut, puteam să-l și bat, nu avea nicio importanță pentru că îți dai seama de cum joacă, are un stil foarte frumos de joc. Și e ofensiv și Robert la fel și vreau să... Dar le-am dat mesaj, dar bănuiesc că ambii sunt în meci pentru că niciunul din ei nu au răspuns. I-am întrebat în primul rând dacă vor să le pun meciul pe live, dacă au ceva împotrivă și nu cred că ar fi deranjat pe niciunul, că niciunul din ei nu face YouTube sau ceva. Dar cred că sunt în meci. Nu l-am bătut. El m-a bătut, bro. A, Techi m-a bătut? A, l-am bătut. A, da, m-am câștigat, mă. Am câștigat și m-a bătut Techi pe mine. Da, mă, l-am bătut pe el. Ce prost sunt. Mamă, ce prost sunt. L-am bătut, eu aveam impresia că m-a bătut el. Dar uite ce bracket ușor aveam. Într-o lume ideală, trebuia să fie în finală, într-o lume ideală. Ești nebun? A câștigat acum? Ia stai că mi-a răspuns Robert. Cum ai PSN să îți dau invite party? Stai că vorbesc cu Robert Dumitru acum.
să-i dau invite pe parte să pun meciul lor pe live. N-am jucat cu Tequila Weekend League. Ieri câștigat și data trecută a bătut Tech. Ce vrem să se întâmplă? Poți să pierzi cu oricine, mă. Poți să pierzi cu oricine la Weekend League. Păi de ce joacă finala? Că nu e finală. E semifinală. E semifinală, bro, nu e finală. Dar i-am scris pe Facebook. I-am scris pe Facebook lui Luigi și nu a răspuns. Adică nu că n-a răspuns. Nu apare nici online, nici SIN, nici... Ori nemai dându-i mesaj niciodată, cred că îi apare mesajul la... inbox și trebuie să-l vadă el sau nu știu, scrie tu să-mi dea mesaj. Dacă ți-a răspuns ție, salut Cornel. Băi, de 4 milioane. Deci îți mai trebuie strike. Pe 4-4-2 ăsta e bandă. Îți trebuie încă un striker și o bandă. Ar trebui schimba sistemul direct 4-3-3-3, dacă ai Teo vine Cristiano. Cristiano. A, uite, mi-a răspuns Vlad. Hai că vedem după aia. Mi-a răspuns băiatul ăsta. Aia pui Neymar, dar o să stea bulangiu ăsta în... Stai că îi trebuie și fundaș, nu pot să-l pun pe ăla de 4 milioane, că îi trebuie și fundaș. O să stea Ronaldo în 8, dar nu cred că e problemă la Ronaldo în 8, nu e în 7 sau ceva și e Ronaldo în fur. Acum îi dăm invite băiatului. Nu mai vrea Desai, a spus că Desai nu-i place, că pe delay îl simte nașpa, a zis că îi place Desai doar după 12 noapte. Mi-a sugerat să nu-i mai bag Desai. Am jucat, bro. Am ieșit în runda 2, din păcate. Sanchez în locul Pogba? Păi Pogba nu prea poți, că Pogba e ăla în tradeable, bro. Pogba e ăla în tradeable, Kido, și nu merită să dai afară cardul ăsta, chiar dacă nu e așa wow. Nu e ca ăla în formă. Să pui un Renato, deci n-ai cum să te atingi de Pogba ăla, că nu are buget așa de mare, are 4 milioane, dar trebuie să acopere 3 posturi. Înțelegi? Și aici, teoretic, ar fi Varan, dacă pui Varan, uai, cât s-a dus ăsta într-un 1.600.000, incredibil. A acceptat, da. Păi n-avea de ce să nu accepte, doar că eu mi-am făcut datoria, i-am întrebat prima oară, că așa mi se pare normal, i-am întrebat, bă, bro, e ok dacă vă pun live? L-am întrebat și pe Robert Dumitru. Așa e de bun gust. Bă, vezi că îți pun live-ul pe meciul pe live. Dar n-aveau de ce să n-accepte, că nu se întâmplă nimic tragic. Din contră, cred că le face plăcere să le fie meciul pe live. Dar e prea scump Varan ăla.
E prea scump Varana la 4-3-3 cu 3 în paranteză. Ah, da, că Ronaldo oricum era în 8. Ronaldo oricum e în 8, da. Da, 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 bravo, că Ronaldo oricum e în 8. Ah, dar nu stă Varan așa. Nu mai stă Varan. Și portarul e untradeable. N-are sens să-l dai afară să pui Courtois. N-ai, mă, trebuie legendă. Din păcate, n-are ce să facă. Trebuie să pună neapărat Desailly. Desailly sau Blanc. Nu știu, Desailly sau Blanc. N-are ce să facă, ești nebun. Lui nu-i place Desailly, dar Desailly e bombă. E mai bun ca Rio. Blanc mid-ul e și la vreo 1 milion. Ia dă-mă să... Cum îl cheamă pe băiatul ăsta? În fine. Am pus așa. Mamă! S-auzea sunetul la joc? S-auzea sunetul la joc? Hai! Mamă! Sau e live-ul meu? Hai, live-ul meu, mă! A, s-aude, da, s-aude sunetul la joc. Hai! Robert Dumitru e în galben și băiatul ăsta care e mic de vârstă are... Stai să dau sonorul mai încet. Iar băiatul ăsta are undeva la 13, 14, 15 ani. Teoretic favorit e Robert Dumitru, dar să vedem. PSA Steaua. Ia vezi că i-a furat mingea. A selectat manual. Mamă, i-a luat fața Ronaldo, deși era selectat. A, a câștigat Walker până la urmă. Era selectat fundașul manual și totuși era să... E verificat Robert Dumitru. De-aia, Robert Dumitru a dat invite. E jucător bun, da. Mă uit, Andrei Oc, mă uit. E urgent? Vrei să mă uit acum sau? Dar nu văd niciun mesaj în privat pe Discord. Atacă băiatul ăsta. Nu pot să-i pronunț numele de scenă WX, că nu știu cum. Mamă, ce pressing îi faci. Da, eu am ieșit din păcate în runda 2. Ieri am câștigat, dar astăzi am ieșit. Ieri am câștigat turneul, astăzi am ieșit din runda 2. Am avut un meci mai prost, am pierdut cu 1-0 din cauza mea. A fost la un meci de calificare, auzi. Bine. Caută pasa în centru, dar nu era nimeni, din păcate, să-i dea. Bine. Finesc cu Bruno. Nu știu ce Bruno are, dar cred că ar fi intrat finesul și cu Bruno 92.
Chris Adrian, brodere, eu știu, eu când mai repet mesajele astea sau frazele astea, eu le zic pentru public. Eu îi cunosc pe toți, ia vezi mă, eu îi cunosc pe toți jucătorii de FIFA care joacă de mai mult de un an. Nu există jucător să nu îl știu eu sau el pe mine. Pentru că și eu joc de foarte mult timp. Într-adevăr, nu sunt la nivelul lui Robert Florin sau la XYZ, dar ne știm cu toții pentru că suntem cu toții jucători buni, în general. Mane. Se pare că Robert Dumitru nu îi face pressing-ul atât de agresiv cum îl face băiatul ăsta Vlad, o să-i spunem. Probabil nu vrea să forțeze de la început sau nu are stilul cu pressing-ul destul de agresiv. Uite ce pressing agresiv îi face el. Naște Benji? Face ură Benji, da. Ia vezi fază. Mamă, pasă sus, pasă sus! Prea târziu. Bine, înapoi, jos! What the fuck? Nu mă așteptam să șuteze de acolo niciodată. Nu mă așteptam niciodată să șuteze de acolo, pentru că de obicei nu ai cum să dai gol de acolo, dar uite că a intrat. Gegelinio. Și Robert Dumitru e condus. Cu 1-0. Baloie, nu l-ai bătut pe... Ba da, eu am câștigat împotriva băiatului cu CSA Steaua cu 3-1 sau 2-1, nu mai știu exact, dar am remarcat faptul că joacă foarte, foarte, foarte bine. Nu trebuie să te bată cineva ca să-ți dai seama că joacă bine. Poți să și câștigi. Eu am câștigat împotriva lui, dar, sincer, cred că joacă mai bine ca mine. Am avut o zi bună, posibil, sau nu știu. Vlad Ghițu nu este chiar așa mic, are 19 ani. Bă, m-am uitat pe poza lui de Facebook și așa părea. Uite, are 19 ani. Bine cât, bine de știut. Informație de ultima oră. Îmi place cum face acele boluri urmate de scoop-turn-uri. Le face foarte rapid. Vlad Ghițu. Uite, și Robert Dumitru l-a făcut acum. Da, așa are poza pe Facebook. Bine, poate nu mă pricep eu. Când facem elit 1? Când o să merit. Atunci o să-l facem. Când o să fiu capabil să nu mă mai enervez și în momentul când pierd un match nu va mai fi urmat de încă 4 înfrângeri, cum s-a întâmplat săptămâna trecută din cauza nervilor mei. Când o să nu o să mă mai enervez, atunci o să facem. Eu, din păcate, când pierd un meci la Weekend League, mai pierd încă 3 imediat la rând, pentru că nu mai joc nimic. Nu știu ce Bruno are, n-am fost atent. Ce Bruno are, băieți? Are 92 sau Totti? Păi nu merit, pentru că gameplay-ul din meciurile 1 vs 1, chiar dacă mă vedeți voi că joc destul de solid, este diferit față de cel de la Weekend League. Ce joc eu într-un match de 1 vs 1 pe Friendly Mod, care are gameplay-ul diferit și mi se potrivește mai bine, la Weekend League e altă mâncare de pește și trebuie să ai toleranță mare și să anduranță mare. Trebuie să fii capabil cum joci în primul meci, să joci la fel și în meciul 10. Eu joc 10 meciuri pe live. Iar mie, după 5 meciuri, evident că îmi scade nivelul, făcând asta pe live. Nu cred că are tot, Vlad Ghițu este jucător expres de Xbox, joacă de la un prieten pe PS4. Oricum, un meci destul de interesant, surprinzător pressing-ul lui Vlad. Probabil o să fie că nu-i place, o să trească să forțeze puțin. Robert Dumitru, și când zic să forțeze, mă refer să riște cu pressing-ul, că mi se pare puțin prea pasiv la pressing. E prea pasiv.
Uite, deja a început cu pressing-ul mai agresiv. I-a furat kick-off-ul, dar a recuperat Firmino. Ball roll? Nu. A jucat-o mai safe. Se pare că joacă mai safe la 1-0 acum. What the fuck? Marș coaie. Genial. Genial. Văzusem cu toții pasa asta, dar era destul de grea și de riscantă și mă așteptam să nici nu o dea. Pentru că a dat-o cu Felix. Nu știu ce pas are Felix, dar nu era Bruno. Genial, ești nebun. De asta vă ziceam că într-un meci de FIFA... Zicea și băiatul ăla de azi, Robert. Stilul bate stil. Eu, de exemplu, n-am avut nicio problemă cu băiatul ăsta, deși juca bine. Nu simțeam că ceam să mă apăr la acele pase. Pe când, uite, e posibil stilul meu de joc să-l bată pe cel al băiatului, cu CSA Steaua pe Vlad, iar Robert Dumitru să mă distrugă pe mine. E stil contra stil. Oh, dacă ieșea pasa asta, deși n-avea cum să iasă, că a dat-o prea în grabă cu spatele, era gol, da. Are 74 la un pas, dar uite că a intrat. Mamă, cât are în apărare. E greu să mai intre acum. Corect, Luigi, corect, corect, corect. Dar e greu să te adaptezi într-un singur meci, pentru că se joacă doar tur. E greu să te adaptezi. Mamă, bine rău aici, dar... N-a fost gol, bine rău, aici a meritat, sincer. A fost bombă faza. Player lock, nu? Mamă, dar l-a chemat el manual, dar nu înțeleg de ce. L-a chemat pe Ronaldo. Eu făceam player lock, cred, acolo. Dar, sincer, având în vedere că are 2-0, cred că a făcut bine. Mamă, aici e groasă, care... 3 jucători, 3 la 3. Uite, în spate. În spate trebuie să dea, acolo. Exact la... Are prea mulți, mă, n-are ce să fac. A dat exact pasă pe ăla. Iar îi pleacă Ronaldo? Nu. Bine. Ah, trecuse de el, mă. Offside, trecuse de el, mă. Asta e gol. Ah, mă. I-a greșit pasa, Neymar. Cred că ar fi momentul să pună pauză. A, uite, băi, deci, bine, eu mă referam la Robert, la Robert Dumitru. Dar a pus pauză băiatul ăsta, Vlad. Cred că ar fi momentul să schimbe puțin mai ofensiv, că e 2-0 și minutul 75, da. Oare are deja făcute din nampeduri? N-a vrut așa. Bine, rău! Mamă, ce frumos! Bine. I-a făcut cancel advance. Bine, rău. Anul la crocheta aia. L-a pus direct pe traiectorie din cancelul la crochetă.
N-am jucat niciodată formația asta, deși toată lumea spune că e OP, nu e pe... Dar pe defensivă cred că face corect că joacă formația asta. Acum, practic, o să fie, de aici încolo, o să fie un haos total, la 2 la 1. Se poate întâmpla orice. Ronaldo Totti. Uite, a început cu pressing. Pressingul ăsta, din punctul meu de vedere, trebuia mai de devreme, mult mai de devreme să-l facă, dar, na, poate a considerat că e timp. Mamă, ce riscant. E și pasa până la urmă. Deja s-a suit pe el. Acum vor fi 8 minute jale. 8 minute jale. Mamă, nu trebuia să fac cu rice stick-ul acolo, mă. A greșit. Îi luase fața și putea să se ducă pe diagonală. Bine. Nu i-a dat tot jos. Hai. Tot lui. Cred că trebuia încercat Neymar aici, din nou. Trebuia Neymar. Ce ziceți, băieți? Egalează Robert sau se termină 2 la 1? Bă, ce face coaie? Mamă, dar ce s-a grăbit. Da, GG. GG lui Vlad, felicitări. A ajuns în finală, să vedem cine joacă finala aia. Cu Raselinio. GG Vlad. Frumos match, da. Boys, nu uitați, apăsați și voi pe butonul de like, să mergem ușor, ușor spre 400 de like-uri. Putea să-i dea gol, dar s-a grăbit. Bă, s-a grăbit, e și el conștient, cred, acum după meci că s-a grăbit, dar din exterior e mult mai ușor, pentru că în timp ce te joci în ultimele minute te uiți continuu pe chat și vezi că nu prea mai ai timp să... În mod normal, poate mi-ai făcut încă 3-4 faze, dar te gândești că dacă pierzi mingea, nu o să mai ai timp de încă ceva. La bază, da, mai bine un atac lent și sigur, dar e presiunea aia când, na, e 2-1 minutul 90, s-a grăbit. Rooney SBC? Nu prea. Finala e cu Vali de la Ireal eSport. Nu știu cine este, dar să vedem. GG încă o dată, băieților. Cine se ceartă băiatul ăsta, brotherilor? Discord România? Stai să-i scriu lui Vlad. Am văzut, dar o să-mi dea în continuare SharePlay. O să-mi dea în continuare SharePlay. Adică am văzut să intru pe live-ul, live, dar nu are sens că sunt pe SharePlay. Dacă nu e niciun overlay, nu cred că e o problemă. A doua, aia. Gata, e perfect. Bine.
Am cu Bogdan, merge Rooney Striker în 4-4-2 cu Eusebio? Nu, brother, nu, e mult prea greoi. Are animație stock, e, o vezi chiar și cu engine, nu o să-l simți așa. Nu l-aș juca Striker, sincer. Cu cine se ceartă, mă, frate? Se ceartă el cu cineva pe chat de vreo 10 minute, dar nu-mi dau seama cu cine, ca să pot să-i spun și celuilalt să termine. Tu să taci și cu ei zici, brodere, că m-ai mai făcut curios, cu cine te cerți? După final o să continuăm review-urile, mai avem de făcut două review-uri. Gata, promiți? Forța Vali, forța, le urăm succes amândurora, îți dai seama. Eu țin cu băiatul meu, Vlad, pentru că îmi place cum joacă, deși am câștigat împotriva lui la cupa precedentă. Mi-a plăcut de atunci cum joacă și țin minte și atunci că am spus că îmi place cum joacă și am să țin cu el. Acum, dacă tot sunt pe șerpei la el... Valoie, să ții cu Vali, nu te prosti. Bă, cine e mai bun să câștige? Clișeul din fotbal. Știi care e clișeul din fotbal? Nu ăsta. Cine e mai bun să câștige? Dar vedem ce se întâmplă. Poate scala da ușor un meci de FIFA. Unde am fost acum 19 ani? Nu mai țin minte. Am încercat să mă concentrez să văd exact secunda și așa și locul, dar nu. Oba sau Werner? Werner, bro. Deși teoretic niciunul, dar Werner. Păi tu un buget de 100 de KC striker din prima aș putea lua mai bun. Păi Rashford Gold, mai strângi puțin ei Mane. Nu contează că e în 7 chemist. Nu joacă cu, nu știu cine, îl cheamă Vali pe băiat. Joacă Vlad Ghițu, aka, dacă vă zic ce nickname are, ce username are, WXWQW, asta e nickname-ul lui băiatul ăsta Vlad, care a ajuns în finală de la CSA Steaua, iar pe băiatul celălalt îl cheamă Vali. Nu știu cine e, spre rușinea mea. Dar 100% gândiți-vă că n-a fost un bracket chiar destul de ușor pe partea lor și au fost foarte mulți jucători buni. Nu mai bun răbând în plan. Da, este Walker, plus minus, da. Cu el am jucat ieri finala? Nu cred. Eu am jucat ieri cu băiatul ăsta finala? Andrei Giovinco? Deci eu am jucat cu... Eu i-am bătut pe amândoi care joacă finala acum?
Să moară familia mea și eu cum am ieșit din cupon. Mi-au plecat 50 de euro din buzunar. Mi-au plecat 50 de euro din buzunar, nu se poate așa ceva, mâncați, soartă zero. Glumesc acum. Ce să iau? Zaha de 85 sau 86? Care merită? 86, clar. Vale, zilu, Vlad, să mai dau o dată, te rog, că nu mă bagă. Auzi, Vlad Ghițu, dacă ești pe live și ne auzi, să-i mai dai, te rog, o dată invite sau să-i spună Luigi că nu a reușit să intre. Ah, da, să schimb titlul, am uitat, îmi cer scuze. Cum îl trec? Cum vrei să te trec Vali? După username-ul ăsta Razelinio sau ai altă preferință? Ireal Vali sau nu știu cum preferai tu sau Vali Blindar. Ok. Vali Blindar. Ok, gata, am trecut. Vali Blindar că am trecut. E ok. Da? Nu știu dacă fac o confuzie. Nu cumva ești acel Vali cu care stăteam eu pe parte acum vreo 6-7 ani cu un băiat Robertel? Ești acel Vali care stăteai în altă țară și ai făcut fotbal în Italia sau nu mai știu unde? Te confund sau tu ești? A, nu te confund, nu am 16 ani. Ok. Deci pe băiatul ăla mă jur că îl chema Vali Blindar, cu un L sau ceva de genul ăsta. Pe tine se cheamă Blindar, deci o asemănare de nume incredibilă. Da, el avea Blindar, ceva de...
patru linii aveau? Patru linii. Patru linii pot însemna 30 de meseuri sau 60 de meseuri. Stai să văd dacă se vede pe ecran. Nu se vede, n-are, n-am fost atent ce meseuri. Că a vrut Vali, a vrut la un moment dat să facă bridge, nu i-a luat bridge-ul. Se apără destul de bine. Aia nu trebuie, a făcut-o extra, hai că a avut noroc de fault. Sincer, nu știu dacă observați și voi, dar pe Vali nu l-am văzut în semifinale, în schimb pe Vlad i s-a schimbat jocul din semifinale față de finală lui Vlad Ghițu, cel cu CSA. Mă refer pe atac, parcă... Ori simte presiunea la finală, ori au de la emoții. Adică, da, e presiunea concursului, e normal. Dacă sunt și mai mici de vârstă, e normal. A acoperit bine. Înapoi, așa. Felix. Ball roll. Forțate, mă, și-a schimbat stilul, mă, din păcat. Forțate toate. Bine, uite, Vali e mai calm puțin, sincer. Pare mai calm, Vali. Bine. Frumos. Mamă, frumos rău aici. Foarte frumos că a ales să nu-i dea pasă jos pentru că ar fi fost offside și... Din păcate, n-a fost gol, deși... Cred că trebuia să fie gol pentru că nu mutase portarul. Bine. Bine. Eu dă. Previzibil. În schimb, are avantajul Vlad, din ce am observat, că Vlad nu selectează mereu, ceea ce e o greșeală la cum se joacă FIFA acum, nu selectează CB-urile pe trubolul ăla lung. Și s-ar putea, într-un final, să îi dea o pasă lungă, pentru că în meciul cu Robert Dumitru, care Robert Dumitru se apără top, i-a dat o pasă de aia lungă. S-ar putea să aibă un gol gratuit într-un moment al jocului Vlad Ghițu cu acea pasă. Gol. Da, frumos. N-a stat atât de bine pe The Bridge, din păcate, și a luat gol. Bruno de 91, nici măcar nu-i 92, dar uite că a tras foarte bine cu stângul, mă. Gol Vlad Ghițu. Bine. Bă, felicitări. Foarte GG. Dar nu credeam că o să fie gol, pentru că întârziase foarte mult. Voi ați crezut că o să mai fie gol, deci a întârziat extrem de mult. Extrem de mult. A fost bombă faza, stai să văd eu puțin pe live. Să mai văd o dată reluarea. A fost bombă faza, dar nu mă așteptam să mai fie gol. Stați așa puțin, să văd eu din nou faza.
Pasa asta bombă. Mamă, cât am întârziat. Am întârziat mult. Felicitări, GG și lui Vlad. Meci frumos, 1-1 în final. Adică o finală frumoasă. Ar fi fost aiurea să fie 3-0 pentru cineva. Dimache, poți să te întreb o chestie? Am luat azi un control PS4, dar mi se pare că are niște probleme, gen jucătorii parcă sunt driblați foarte ușor, se recuperează greu. Nu are legătură cu PlayStation-ul. Dacă l-ai luat nou dintr-un magazin validat, nu am auzit vreodată să cumpere cineva vreun controller, că nu-i mare inginerie. Stricat. Dar dacă te face să te simți mai bine, îl poți duce de unde l-ai cumpărat să-ți facă un test la el. Ai așteptat să mute portarul, brother, dar a fost riscant, adică trebuie să recunoști că a fost riscant. În 90% din cazuri îți face autoblocking Varan, pentru că era la un milimetru de șut. A fost timingul prost că l-a ajuns fundașul. El a făcut bine că a așteptat, dar a fost timingul prost. Pentru că l-a ajuns foarte repede Varan și de obicei acolo îți face autoblocking. Și nu prea mai dai gol, dar... foarte bine că a dat. Ce urât a ieșit aici. Hai că i-a revenit Roberto Carlos. Atacă Vlad. O să dea pasă sus. Așa. Tot jos. Bine. Bine. Destul de rapid Felix ăla, mă. S-a câștigat duelul la cap Maradona. Mamă, frumos, nice try. Asta e periculos. S-a calmat, gata. Mamă, ce haos e pe centru. Mamă, a avut timing să o dea pe Ronaldo, dar i-a fost frică că era grea pasa. A avut acolo o secundă de un trouble, de un triunghi. Nu știu dacă a fost pe fază pe Ronaldo, dar e gol aici, cred. Fexat și jos. Bravo. Sus. Mamă, sus, pasă înapoi, brodere. Ce... contraatac calmat. Puțină panică aici. E gol ăsta. Dacă șutează Maradona la costă... Mamă, bine rău. Frumos, frumos, frumos. Foarte frumos a făcut combo-urile alea Vali. Repet, pentru cei care au intrat acum, Vali este în alb, iar Vlad este în roșu. Uite, e Felix. Așa, bravo. Așteaptă-l pe ăla cu numărul 9. Nu știu cine e, cred că e Dembele. Îți pleacă Ronaldo. Grea. Bine. 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 Mamă. S-a mai calmat puțin, ceea ce e bine, că are atacurile puțin mai slow și mai calculate, dar un atac pozițional e greu. Forțat. Salut, Andreinu. Manual celălalt, ăla din dreapta, sus, bro. Mai în dreapta, mai în dreapta, mai în dreapta. Ai unul liber, mai în dreapta, bro. Dă-i cu analogul în dreapta. Dă-i cu analogul.
Hai că a scăpat până la urmă. Bine! Și jos! A, gol! GG, sincer, nici nu știu cine a greșit aici mai mult. Ce părere aveți? Se bagă iar pe sistemul cu care a reușit să închidă meciul cu Robert Dumitru. Să vedem dacă funcționează și împotriva lui Vali. Începe haosul. Da, a trecut Mane surprinzător, dar făcând abstracție de faza unde a trecut din noroc, după aia a fost jucată destul de ok faza. Dar acolo la Mane, să fim realiști, a trecut din noroc. După care a jucat-o perfect. Să vedem acum ce se întâmplă pe kick-off-ul ăsta. Aolea, asta e greșit rău de tot fixatul ăla, nu mai e la modă de ani de zile. E slab rău de tot ca și animație. Acolo teoretic se face ball roll urmat de fake shot ca să-ți fac acel ball roll combo cu Sculptor. I-a plecat Ronaldo. Cred că i-a fost frică să dea pasa. Sau n-a vrut unde are 2-1. Să ține minte că și cu Robert Dumitru a avut câteva pase pe care intenționat le-a refuzat în a nu grăbi jocul. Să ține de rezultat un lucru pe care eu nu-l fac. Ceea ce e de apreciat. De-aia mi-e cald după final. Nu, broadere, nu o să mai joc FIFA. O să joc mâine din nou la cupă, poate ne întâlnim iar. Oricum, încă o dată le-am spus și băieților, îmi cer scuze dacă te-ai simțit vreo secundă prost din cauza glumelor, să zic așa, că au fost niște glume, îți dai seama. Dar cred că ai înțeles. Încă o dată GG pentru meci, Robina cu YouTube. E adevărat că apa nu rămâne pe tine? Așa mă zic că e la rație. Mă lua somnul de la gluma ta, să mor aici dacă te minți. Stă bine manual cu ăla. Bine. Din păcate, cred că e finito. Da, e finito. GG băieților, boys, congratulations. GG atât lui Vali Bindar, cât și lui Vlad Ghițu, câștigător al ediției numărul 8 al cupei organizate de Luigi Șerban. Mulțumim și le mulțumesc băieților că au acceptat să le fie difuzat meciul. GG, uite, foarte frumos din partea lui Vali, fair play, nu cum a făcut streamerul ăla. Deci a luat-o urât. Șerban, îmi cer scuze dacă am pronunțat greșit. GG băieților. E Lucian? Păi nu știu, Lucian sau Luigi? Cred că îl cheamă și Lucian, dacă nu mă înșel. Haideți să ne întoarcem să terminăm. Eram la review-ul lui Mircea, unde a zis că are buget de 4 milioane pe Xbox și urma să îi punem 3 posturi. Aici, aici și aici. Mai am de făcut 2 review-uri. Chris Adrian. Și soluția asta arată ideal, cu excepția faptului că Ronaldo va fi pe 8 chemistry, dar nu cred că este o problemă. Și mai am aici o problemă, că a spus că nu vrea Desailly, dar Varane nu poți să pui și nu știu ce soluție. Desailly sau Blanc? Că Maldini e prea scump. Din păcate alte soluții nu are. Mai am lui George și lui Kido.
Foarte frumos jucat GG, da. Chiar au jucat frumos amândoi. Ia să vedem la George, pentru că are o echipă, cred, top. Mhm, frumos, frumos, uite. LOL. Vedeți vreo asemănare? Are fix același eto untradeable pe care l-am și eu. Ia să vedem. Joc 4-2-3-1 cu eto bandă sau 4-2-2-2 cu CR7 și eto. Am 1.3. Bă, din start, deși sistemul e bun, eto în bandă nu-ți recomand. Pentru că îl strici și nu e făcut să joace, să joci cu el în bandă. Îl am și eu la echipă și nu e ce trebuie pentru bandă. În schimb, pe striker e decent spre bun. Așa că o să, având în vedere că e tot, o să mă orientez spre 4-4, spre 4-2-2-2. Deci ai buget 1.3. Ia să vedem. Davis, Osterman, Maldini, Vieira, Gullit, Kluivert. Mă, cu verde nu trebuie să jucăm eto. Păi mie mi-a picat că nu-l jucam. Bă... Aș renunța în primul rând la Lozano. De ce? Pentru că joci 4-2-2-2, iar... Nu mai joacă bandă, va juca cam. Iar pe postul de cam, pe ăsta nu-l văd, ok? Nu doar că, deși are viteză 99, nu e atât de rapid pe left stick dribbling, plus că nu are weak foot. Deci, eu cred că aș renunța la Lozano, în primul rând. Și aș căuta să pun un cam bun. Deci... Ești, ai 1.3, un cam bun. Cred că aș muta. Cred că aș muta puțin. Mamă, dar n-ai cum pe formația asta, mă, e incredibil, mă. Incredibilă formație. E incredibilă formația, mă. Are 2K cu Lozan. Teoretic ar fi Bes sau Garincha, dar problema e că... Garincha nu are stamina destulă ca să joci pe cam, are 82. Iar Best e bun în bandă, nu pe cam, că m-am gândit și eu la variantele alea, da. N-am nicio idee. La 2 milioane de coins. Un cam bun. Cât e Lozano? Stai un puțin. Ai 1.3 și Lozano e 700, deci ai 2 milioane. Bruno, pe cam, nu. Cruyff n-are stamina. Cruyff ar fi, dar nu e. Cruyff e striker pur, că vrei să te folosești de acel 5 cu 5 pe careu. Maradona are 4 cu 3. Pe cam trebuie ceva gen similar cu Neymar și nu ai altul similar cu Neymar. Mbappe pe cam e dezastru complet. Cred că aș juca, sincer, cred că aș juca la fel. Dembele. Da, Dembele ar fi, dar nu face chemistry. Dembele ăsta ar fi top. Dembele ăsta ar fi top pe cam. Da, Dembele Freeze ar fi top. Da, dar cum îl legi, mă? Cum îl legi, mă, nene, mă? Că nu mai stă nici Neymar, nici Ronaldo, nici nimeni.
Ben Yedder pe cam. Ar fi o variantă. Cantona, eu sigur nu are coins de așa ceva. Ar fi o variantă, mă. Problema e că pe cam ăsta leșină. Ăsta merge jucat doar pe striker că leșină. Ăsta are 70, 77. Ăsta într-o poziție de cam în minutul 60 termina rău de tot. Hai să joci cu el. Eusebio, dar nu-i ajung banii. Bă, hai să zic ce aș face. Aș renunța la Davis, ca să zic sincer să nu ne mai lungim că durează prea mult. Aș renunța la Davis ăsta, pentru că mi se pare o prostie să joci, deși e cel mai tare din joc, să-l joci pe LB. Dacă-l jucai în centru, ziceam. Cred că aș renunța la Davis ăsta. Cred că aș fi pus, nu știu, dau un exemplu, Theo Hernandez sau Mendy. Fie Theo Hernandez sau Mendy, dau un exemplu acum. Și cred că aș fi căutat să iau Eusebio. Dacă nu 89, cred că așa, dacă nu, și stătea și Ronaldo. Cred că așa, dacă până făceai bani de Eusebio ăla de 89, cred că așa aș fi făcut, sincer. Și te încadrezi și la buget, că câștigi 1.200.000 de aici. Davis s-a dus în preț. S-a dus de la 550k la 900. S-a dus de la 500k la 900 și nu mai merită. Eu când l-am avut pe ăsta merita că era 500k. Acum, sincer, nu mai merită atâția bani. Cred că spre echipa asta, maș. Dacă nu ți ajung banii cu ăsta, poți oricând să iei Mendy, pentru că știm cu toții că Mendy e în continuare cât de cât, sau Theo Hernandez ăsta. Dar aș căuta să fac varianta aia cu Eusebio, pentru că nu prea ai camuri în joc care să... Înțelegi? Fie Mendy, ai o grămadă de variante, fie Theo de 86, fie Mendy Gold, în funcție ca să ajungă banii de Eusebio până ți-ai Eusebio ăla de 89. Cred că așa aș face. Sincer. Revin în 10 secunde. Mă duc până la toaletă. Când crezi că revin prețul la normal? Păi cred că de săptămâna viitoare, că astăzi a fost ultima zi cu toti. Haideți să te arătăm puțin la cameră, să le arătăm la băieți medalionul, dar stai cu minte, da? Să arătăm puțin la cameră, tati. Să vadă băieții medalionul tău, de la gât. Ah, nu se vede. Cu Benji, Dasmen, da. Te-ai făcut mare, tati? Te-ai făcut mare, cel? Nu-i voie, mă! Mă! Uite, tati, cine e acolo? Nu-i place poziția, da? Gata, vezi. Hai, cu tăriu.
dată cu el. Stai acolo, Benji. Stai acolo, tati. Băi! Hai că am derby cu el. Hello, Lopez. Ia să vedem, boys. Ultimul review al serii, a fost o seară cu de toate. 4-4-2 pe PC, tot 3 de ball în afară de Gomez și Bruno. Păi ce buget ai, brother? Ai uitat să-mi spui cel mai important lucru, bugetul, Hido. Eu înțeleg că ești pe PC, dar ce buget ai? Mai ești pe live? Totul tradable în afară de Gomez și Bruno. Joci 4-4-2. Deci ai Kante cu Bruno, e perfect. Zola asta n-are în viața lui ce scaute aici. 1.200.000 pe PC, deci pot să mă duc până la 5.5 în cel mai rău caz, da? La 5.5. Mamă, cât s-a dus ăsta. 4.7. Până aici ce părere ai, Kido? Până aici. Se mai trebuie un CDM. Problema e că... mai trebuie un card ofensiv. Ai CM-urile. Ai Renato cu Bruno. Stă și Tavernier în 10. Stai că nu stă Mendy. Nu stă Mendy. Mamă, nu stă Mendy. Nu stă Mendy, trebuie 4-2-2-2 neapărat. Sau 4-5-1, ia. Stai puțin. Așa. Rashford. CM-ul în 7. Cum o să-ți fie cu două CDM-uri high-high? Pe sunt cele mai... E cel mai bine din tot jocul să ai două CDM-uri high-high.
Le ții cu stay back pe ambele, le ții cu stay back pe ambele și e cel mai top. În schimb, poți să faci altfel. Teoretic, dacă vrei să ai încredere pe... Teoretic, te-ar ajuta la multe probleme. Și scutești și bani. Dacă pui blank, teoretic ar trebui blank. Cam asta ar fi. Teoretic ar trebui blank, varan și scutești mult. Scutești mult dacă faci asta. S-ar sigila cu totul. Și aici, în atac, evident, cred că asta e mai bine. Cred că asta e mai bine. Da. Cred că ai dreptate. Ah, ești peste cu 600 de K. Și ai fi jucat Mbappe în bandă, unde dă cel mai bun randament anul ăsta. Neymar cu Ronaldo pe striker. Bandă Rashford cu Mbappe sunt cam același profil. Și Blanc cu Bruno pe CM-uri. Nu e varză, bro, Bruno pe defensivă, că joci cu Shadow. Și uite, drept dovadă, Sergiu, într-adevăr, l-am pus acum pe Blanc, care are medium high. E cel mai apropiat card plus minus de Vieira. E puțin peste buget, da. E puțin peste buget, din păcate. Rashford Gold în bandă. Rashford Gold sau... da, Rashford Gold în bandă. Mă gândeam Mane, dar Mane n-ai să poți să pui. Rashford Gold și ajung banii 100%. Rashford Gold cu engine pe el. Dar Cristiano Ronaldo în atac neapărat cu Neymar. Cristiano Ronaldo în atac cu Neymar neapărat. Mbappe bandă cu Rashford. Bănuiesc că ai și un super sub pentru Rashford. Ești ready to go. Cred că așa aș face-o. Sincer, aș căuta să-i pun pe ăștia 3 și blank. Cred că așa aș face eu. Acum, na. Ce părere ai, Kido? E ok? Ce trebuie să faci pentru review? Să citești descrierea, Alexandru Nicolae. Să citești descrierea la live și o să afli acolo toate informațiile necesare. Ai, Alexandru, e perfect atunci, e perfect. A câștigat Blaghițu, da. Cu plăcere, bro. Boys, cam asta a fost și pe live-ul de astăzi. Vă aștept mâine seară, tot așa, în jur de ora 9. Nu tot așa, că astăzi am făcut la 8, că am avut review-urile. Te salut, Aline. Vă aștept mâine seară de la ora 9, unde o să jucăm din nou în cupa asta. Și evident o să mai vorbim despre jucători, echipe și așa mai departe în pauza dintre meciuri. Vă mulțumesc pentru toată susținerea. Mulțumesc pentru activitatea de pe chat. Atât... membrilor, moderatorilor, cât și celor care sunt activi în fiecare seară. La fel, respect în continuare celor cu cupa lui Luigi și încă o dată congrats, felicitări câștigătorilor lui Vlad Ghițu și finalistului Vali Bindar. Vă pup, băieți, seară frumoasă în continuare tuturor și ne revedem mâine seară pe un următor live.